Primul, practic, parlament al Republicii Moldova. Serios? Da. Maladieț. Prin aroganța asta lor importantă pe care o dau ei. Dacă noi facem ce cere publicul, noi nu suntem artiști, noi suntem businessmani. Adică ești la modă. Eu nu vreau să lucrez la voi. Eu nu iubesc să lucrez. Acum mă învăț, apropo. Pentru că n-am încheiat contract cu Global, n-am încheiat contract cu alte case. Da. Îți scurg din tine tot. Tu crezi că după asta tu ai să mai scrii ceva? A, și tu și propui să-i iei. Viața mea am făcut să crii. Da. Nu-ți comode. Dacă tu crezi că deja ești artist, șterge asta, Iana, și învață-te să devii artist aura. Mie mi se pare că eu am rezolvat problema pe care strădui să o rezolve toți politicienii. Cauți în pulsația orașului, în ochii necunoscuți, în culorile vibrante ale istoriei. Deschizi ușile biserii, trecutului, prezentului și viitorului. Este cuceritoare și de o naturalețe irezistibilă. Feteasca albă descoperă inspirația autentică în nobilul spumant brut a priori oaie. Dragii mei, avem a priori fetească albă. Brut! Brut. Da. Tu spumant bei? Sau nu? De ce să spun eu de-o? Nu, dar de ce? Eu știu că spumantul, măi, de exemplu... Eu nu beau spumantul pentru că mahmur... De după... Ce să cud, măi? E, pentru cui i-ați dat voi? Mie. Nu trebuie să-mi dați mie. Auzi, hainele-s la net. Fu-tu-i crușca mirna de Ion și ești tu. Dar știi de ce s-a oprit așa? Nu pentru că eu am spus că eu nu beau. Știi cum, n-ai să mori prost, ai să vezi. Înțelegi? Ai să mori de țări. Dați-ne încă una și vă arăt. În primul rând, e trebuie să nu te ia ca așa. Păi n-ai văzut că eu o țineam așa, dar în partea aia. Nu, și că aici scrâme. Amuti, faci ce că așa scoți. Și ții cu de ești? Și mergi în direcția, uite-te. Învârț sticla? Exact! Înțelegi? De ce să învârț sticla? Că pe sticla, dacă o învârț, îți pierde brandul. Nu-i, n-ai, nu. Eu trebuie să vadă. Nu învârț sticla, eu sunt chelner. Eu am lucrat chelner. Uf. Cu voi, eu numai... Să torni eu sau torni tu? Torni eu, ca să spună că nu așa se toarnă. Eu, Slavic, Slavic somelier, așa era. Să-ți arăt cum se toarnă. Nu, ține-o spus tine. Gaurica asta, vezi? Așa frumușelul ei. Așa e și așa mă întors. Voi filmați asta? Da. Hai facem caterincă, cum zice rusul. Așa. Doamna profesoară te examinează, mă, ții seama. Doamna profesoară. Da. Luați viața mai ușor. Ca să vă îngrelați. Toarnu ștași. În viața asta nimic nu are nicio relevanță atât timp cât nu are nimic sens. Asta e o filozofie tâmpită și proastă. Da. Nimeni nu a înțeles nimic ce am spus. Exact, eu nu m-am văzut. Eu am început să-mi drumesc și am zis că și eu am spus el. Păi asta și este viața. Nu contează nimic. Și spui cum, contează cum abordez. Noroc. Și nu spuneți niciodată hai noroc, pentru că hăiți noroc. Se spune doar noroc. Da. Sommelier. Da. Dar și somelier trebuie să spună și cum spune. Tu când spui hai noroc, tu hăiești norocul. Am înțeles. Că de-aia noi spunem hăi, hăi, hăim rău din casă. Am înțeles. Sănătate. Așa spui? Da. Ce-i râd? Ce râdeți? Sănătate, zic că ești mai august. Dar cu cine stai, mă? Uite, eu aș propune oamenilor... Eu aș propune oamenilor să nu spună sănătate atât de des încât mai des să spună entuziasm. Da, că dacă tu ai sănătate, tu ai bani, tu ai succes, dar tu nu ai entuziasm, toate chestiile astea dispar. Exact. Tu nu le folosești. Dar știi care e faza? Am pe parcursul anilor. Eu din experiența mea de viață îți dau dreptate. Fiindcă atunci tu când ești tânăr, tu într-adevăr entuziasmul ăsta l-ai... El de la sine vine. De asta tu pare să fii tupeist, dar nu ești tupeist, de fapt. Nu. Tu pur și simplu ai dorința asta și entuziasmul ăsta și tu nu poți, tu măcar nici nu poți să accepți că ție poate să nu se reușească. Da, nu. Da, da. Păi dacă faci, cum să nu reușească? Mai ai și chestia că tu nu mori. Da.
Și, dar iată, cu ani este chestia asta, entuziasmul ăsta cade fiindcă te gândești, dar n-as mai ias, dar precis, dar ori mai are rost. Nu reușesc, dar nu-i trebuie, da. De, tare mult frici sunt. Eu am mai vorbit nu știu undeva, dar într-adevăr apar frici și asta e tare prostesc. Cred că asta e probabil cel mai rău ce poate fi. Păi da, entuziasm, entuziasm, îți doresc entuziasm, Aura. Da. Trebuie să fie mai des invitați tineri. Șampanie de... Tu mai, minim abordezi invitat tineri, da? Da, eu, dar dacă tu ai spus că... Mi-e sper că eu sunt moșneac, dragii mei, deja. Apoi, ai făcut niște ochi... Când ai aflat că eu 90 eram anul 4 la Neaga, clar nu, că te-ai spăriat. Te-ai jucat. Nu, chestia între cei că eu îi spun, asta zic, era eu, tot scris în anul, scenariu. Noi în mașină vorbeam, că în anul întâi când eram la Neaga, noi am fost ultimul curs care ne-au dus în colhoz, muzicanții. Da. Asta au fost în 86. Și el zice, cum, în 86? El zice că eu în 86 m-am născut. Dar eu ne-am era studentă. Voi ați scăpat, noi atât i-am vorbit, eu nu l-am recunoscut, știi? Te saluți, lași o pauză dacă de montat și... Da. Hai să o bagi sau nu? Nu, știi care e faza? Că... Hai să intrăm. Auzi, Ion, știi care e faza? Că noi cu tine ne-am văzut înainte de a veni ca grupul meu de filmare, echipa. Da, eu știu. Și eu nu te-ai recunoscut. Foarte bine, să am bani. Ai să ai bani? Da, mai am. Dar știi cât e răspicat? Da. Uite ce poponeața de bebeu. Da, și eu credeam că tu ai să fii chipiu, chipiul n-ai luat, fiindcă mie, așa, eu așa te imaginam. Nu, eu dacă aveam jobenul, veneam cu joben. Dar nu mi-am luat jobenul în vacanța asta. Da, de fapt, tu ai mai multe... Da. Cum în română zice? Obrazuri. Am personaje, mai multe hai să-i numim. Obrazuri, eu da, mai obra, spus. Obraj. Mai mulți obraj ai. Obrazuri ai. Nu, personaje. Sau măști, hai să da, uite, noi ți-am dat întâlnire aici, la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. La un bloc foarte important, adică e un monument istoric foarte important pentru țara noastră. Da. Da, aici s-o... făcut unirea din 1918. Este sfatul țării. Da. E primul, practic, parlament al Republicii Moldova. Serios? Da. Și acum îi... casa care naște oamenii de artă din Republică. Da. Și aici e cel mai scump contract? Acum, da. Nu mai știu. Așa e, așa dar e. Dar clădirea asta, vă rog frumos, ăștia care aveți mulți bani, dați-i un pic de bani la clădirea asta să o facem mai... nouă să arate. Tu vrei să arate mai nou, dar mie îmi place așa cum arată. Mie îmi place cum arată arhitectura. Da. Dar ea are nevoie de ajutor. De acord. Uite, acum se numește Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Pe timpul când învățam eu, aici era doar Academia de Teatru și Arte Plastice, iar conservatorul, iată la care învățam eu, era și din. La moment. Da. Da. Și au făcut, au comasat între timp. Dar tu aici ai învățat deja când s-a comasat. Da. Pentru voi asta a fost de bine sau de rău? De bine. De bine? Da, cu de bine. De ce nu? Cu apărut muzicanții aici? Da. Stai că eu când am intrat la conservator în 2006, noi tot făceam de la conservator, veneam aici oricum. Aha. În 2006. Gata, eu am înțeles. Gata, tu pe mine m-ai clarificat. Asta nici nu pentru cameră. Deci, sedele au rămas ambele. Ambele, da. Dar se numea Academia da, de da, Muzică, da. Teatru. Și artă plastică, asta e tot. Am dar înțeles. Dar este conservator și asta e dar eu știi ce credeam? Eu credeam că bună ziua. Eu credeam că muzicanții vin deja încoace să fac asta, dar ei au rămas tot acolo. Nu, îi fac da. Acolo și unele chestii le fac aici. Din cât țin eu minte, aici se face etica. Estetica. Estetica și toate chestii serios, astea. Serios, aveți așa ceva? Etica, nu, estetica am avut-o la Neagă. Aha, asta mi-am amintit și eu. Estetica trebuie să o iei mai din startul vieții. Și după aia devii mai etic. Hai un pic, știi ce am vrut să te întreb? Eu recunosc. Căutând interviuri despre tine, cu tine nu prea sunt interviuri. Care e motivul? Da. Tu refuzi sau lumea te abordează? Jurnaliștii te abordează mai puțin? Nu știu, refuz, eu refuz. Refuz? Da, dar refuz atunci când înțeleg că de ce e interviu? Care e scopul interviului? Aha. Despre ce să vorbim? Sunt interviuri de genul că tu practic ești actorul interviului, știi? Da, intri da, da. Într-un rol, ne jucăm un joc. În general, noi trăim doar perioada asta unde contentul s-a avansat și da. Deja content e orice, da, știi? Da, da. Adică e important să fii material, să piardă omul timpul și să meargă, să ruleze și bla, bla, bla. Și să fii interesant, evident. Păi, da, dar eu nu cred că sunt o persoană interesantă când vorbește, decât presupun când mă pui pe scenă, atunci sunt interesantă. În rest, eu sunt tare plictisitor. Așa crezi tu? Dar știu, eu am privit interviul tău la Titania, pare mi se da. Da.
Și nu mi-e părut deloc plictisitor. În primul rând, eu acolo atât am aflat despre tine. Ia, în primul ce anume, rând, că mi-e interesant. Bună ziua, colegă! Da, noi da, suntem știu. Colegi, da, la dirijat coral, da. Internat la Neagră. Și academic. Eu și toți, și cantul academic, da. Absolut. Mai mult ca atât. Bună ziua, tătică de Gemini! Eu sunt da, mamă de Gemini și tot două fete! Păi da, tu îți dai seama, eu asta tot am aflat de interviu. Încă? Și mai e un moment trei acolo, dar acela e două. Mai trist. O să vorbim mai târziu despre el și am să despre spun... Despre tata? Și, exact. Ah, și, okay. Și tatăl meu a murit atunci când mama mea era dusă peste hotare și n-a putut să revină la... Da, la mine exact la fel a fost. Uite, știi, și eu ascultam interviul și mă gândeam, zic, mamă, Doamne, putei despre băiatul ăsta, nu știam. Eu eram sigur că tu ești actor și atât. Dar eu nu sunt actor de profesie. Eu știi, stai să fac, lăsăm paranteza asta deoparte. Eu mă gândesc probabil asta datorită cuorului. Da. Noi avem gemeni. Serios? S-au gândit, cred că soarta asta, că lui ăștia trebuie mai mulți copii să aibă un cor mipte la gata. Tu, serios, dar eu vreau, numai ce vreau să motivează, că eu atunci nu văd legătura, știi? Nu, oricum, bărbații nu controlează gemeni, dar, nu, dar femeile, de ce? Dar spune, uite, și recunoaște, așa e că cei care au făcut corul... Asta e pentru mine armata, da. Exact. Da, pentru mine asta e toată, deci, asta e toată arta asta care e o am eu. Acolo, practic, eu aș spune că acolo am făcut și actoria. Acolo ținuta scenică, acolo cultura muzicală în general, acolo, pentru că eu la cor am cunoscut alt gen de muzică, la cor am cunoscut, nu știu cum să o numesc, din fundul fundului, cum spunea domnul Cazau, că din fundul sacului scotea câte chestii, știi? Conisimul Andrei! Da, și îl scotea și îl spunea că asta e muzică, băi, băi, afară! Că știi că pe timpul meu domnul Cazacu era șeful de catedră la dirijat. Și timpul meu, da. Așa de mult o ținut? Eu mai tinc șamui. Eu l-am întâlnit de mult la sala cu orgă la un concert. El atât de mult s-a bucurat, el știe tot. El mă întreabă, tu cum, Aurica? Eu îi zic, bine. Dar el spune, restul nu te întreb, că eu știu despre tine tot. Da. Și când așa pot să-mi spun, eu zic, domnule, dar el e la curent. Nu, îi mulțumesc, omul ăsta. Eu venim din Leova, care noi în Leova am fost un oraș foarte nebun. În general, toate orașele, tot post-sovieticul a fost în anii 90 nebun. Da, da. Și eu venind din Leova, exact așa cum o vedeți acum, fără barbă, că barbă nu era corect să ai să poarte un bărbat barbă, trebuie să fii ras tot. Și eu am venit cu altă înțelepciune, cu altă filozofie a vieții și domnul Cazac organizează turneul din anul întâi direct în Elveția, adică din Leova în Elveția. Și iată țăranul ăsta din mine care a ieșit din Leova, a nimerit în Elveția pe 10 zile, trăiește la o familie de un pastor de ăsta de a religios de-a lor, cu abonament la tramvai care vine exact la ora la care e scris, cu abonament la tramvai, cu restaurante, cu ceai rece, care la noi încă nu se vindea și eu când m-am întors și spunea la prieteni, zic, da, îi spuneți, băi, acolo e ceai rece, îmi trebuie țiclă și tu mergi și zic, cum e ceai de cel care eu n-am dovedit să beau la școală și când m-am întors la școală am băut? Zic, băi, da, e de ăsta numai că e sticlă. Cu mai mult zahăr, mai mult zahăr. Nu e interesant acolo, zic, bă. Și trecuta o anii când a apărut la noi și zic, e de ăsta, e și ai să spui tu deja. Păi aia vreau să spun că datorită domnul Cazacu, eu am avut șocul ăsta cultural, știi? L-am avut prin baza călătoriei. Socoate, era un festival de cor unde era, din Brazilia erau, știi, da. Italia, era Europa. Eu știu, numai că eu șocul ăsta l-am avut în anul 4, exact așa, pe noi ne-au dus în Franța, în Belfort, la festivalul corilor, da. Numai că pe atunci, în 94, așa. Noi am mers cu autocarul fără spitează care scolcă. Tu îți dai seama ce-a fost asta? Cum asta, pe scansă? Ia ca așa. Fără spitează? Spitează, care se culcă. Dar care se culcă. Ah, ok. Nu cam așa tot. Drumul foarte lung, tu îți dai seama. Am mers două nopți. De băieții noștri coriești care pur și simplu ne-au lăsat noaptea și fetele s-au întins. Exact la fel și a fost. Și jucau cărți în spate și da, ziua exact, le-am dat noi cărți, exact la fel a fost asta. Tu vezi că e ca așa nici la seama. Eu încă când noi ne întorceam înapoi, la noi era un băiețel, un tenoraș foarte fain, că l-a lucrat pe gondol în Veneția după aia. Da. Un tenor chiar bun, că a sus la cantul academic după aia. Uh-huh. Dar el, când noi veneam din Elveția, el și-a găsit acolo două fetițe, umbla cu ele. El, general, era super cool și când ne întorceam, el plângea. El chiar plângea. Zice, eu n-ați mai văd asta, eu niciodată în viață n-ați mai văd. Dar el a putut rămâne, care-i treaba? Cum a putut să rămână? Eu știu, lasă, dar nu spunem asta chiar nu, la toată lumea. Nu, dar stai un pic, în anul ăsta a fost, în 2000 și... În 2003, mă tincă. Acum, în 94, când am fost eu, la noi au rămas doi băieți. Iată, eu știu că la noi au rămas. Iată, atunci au fost gălăgii mari, chiar dacă da. Deja, într-un fel, nu mai eram țară sovietică. Eu pot să spun secretul. Hai, lasă-i duc. Bun. Mai scurt, noi te-am adus, Gus, noi te-am adus pe tine aici la noi, la
la studioul nostru. Da. Tu ai văzut că parcă era ploaie, parcă nu știu ce, și noi am anticipat și am zis că mai bine intrăm în studio, să ne ascundem ca să totuși să nu hai să zicem discuția noastră. Și așa șampania să nu întrerupem. Da, dar să vedem. Dacă mai ploua. Nu știi care. Dacă ploua. Intra sponsorul ăsta foarte fain. Foarte bine, dar tu de unde știi? Păi eu mă uit la emisiunile voastre. Ah! Wow! Maladeț. Dar eu nu m-am vrut să vedeți, dar nu se mai uite cu la emisiunile noastre. Dar de ce nu se uite cu ăsta? Ți-am spus că sunt mășneag. Eu sunt la care stă pe canapea și se uit la tot. Eu sunt la hai televizor. Dar te uiți, eu știu de ce te uiți, fiindcă în mare parte invitații mei sunt colegii noștri de breaslă. Așa știi, da. Este interesant. Și tu ca și mine îi redescoperi, fiindcă parcă îi știu de atâția ani și când colo în interviuri... Pe mulți îi cunosc foarte bine. Adică eu ce-am văzut la Igor Strbițchi, ceea ce ai observat și tu. Uh-huh. S-a dezghețat cumva, nu știu. Așa asta mi s-a părut, da. Dar în rest... Și cum e fraza asta? Să mai țin în galgoci, cum zicem noi, în ștrampi, știi? Uh-huh. Mulți. Dar cam așa. Îi știam exact cum îi arăți tu. Am înțeles. Pe mine o să mă arăți altfel. Nu am să te arăt altfel, tăti ce? Ba eu, da, eu știam... îți șampania mai bine. Ei, dar nu știu cum, eu știam că Guz e așa neordinar și așa e o leacă, e trăsnită, în sensul bun a cuvântului. Sensul bun. Aerian îmi place. Da, știi? Și așa că tot ce s-a întâmplat, asta foarte bine se încadrează în image-ul tău, în obrazul tău, cum am obrazul meu, n-am obraz. Exact. Cu toate că eu sunt cu obrajuri, eu știu, obori, eu joc, vrei să le opuși. Și asta complexoasă buzul ăsta, dar... Precis. Bun, dacă tu te-ai privit emisiunea, da. Atunci știi că avem și niște rubrici. Da. Și hai să o pornim. Cine de la sunt început. Eu, da? Exact. Da. Tu chiar m-ai surprins asta. Da, mersi. Sau tu trebuie să-mi zici mersi. Ideea e că eu m-am gândit la rubrica asta, cine sunt eu, într-un minut, ce? Cronometrăm și nu știu ce să spun, pentru că e o chestie... Eu sunt o persoană complicată, tot timpul îmi fac probleme mie singură. Adică, cine sunt eu, unde? În domeniul în care îl posed? Sau eu acasă? Sau cine sunt eu ca om, ca ființă? Sau... Eu probabil, uite, aici aș fi vrut ca tu să vorbești cine ești tu, în ochii idee, tăi. Stai un pic, în ochii tăi, cum tu te vezi? La tine la emisiune e Guz sau eu un Guzu? Ca să știu cine sunt eu azi. Eu cred că e Guz totuși. Noi vorbim Guz. Totuși despre artist. Atunci spun despre Guz. Da, hai. Cronometrăm? 3, 2, 1. Eu sunt un artist. pe locuri care pare obraznic, dar eu nu sunt obraznic. Sunt extrovert, introvertit. Sunt o persoană care urăște artiștii din simplu motiv că artiștii au evoluat în cu totul altceva, dar nu cei ce iartă, s-ar numi. Partea mea artistică lucrează cu substanța fină și asta mă străduiesc să o descoper și să o aflu tot mai mult și mai mult. Consider că asta mă va face mai puternic, mai interesant și voi lumina mai mult. Sunt o persoană sensibilă în artă și arogant atât timp când sunt atacat. Artistic. Bravo. Acum am înțeles eu tot. Uite, gata, tu mi-ai dat scenariul peste cap. Dar eu nu vreau să ajung la întrebarea asta. Eu vroiam să ți-o pun mai spre sfârșit. Dar pune-o. Dar acum nu. Am înțeles. Mai spre sfârșit am vrut să pun întrebarea asta, dar după cum te-ai prezentat tu, eu nu vreau să ajung tocmai la sfârșit. Eu vreau din start să-mi dai niște explicații. Mai ales că niște lucruri sau ceea ce ai zis tu, eu mă regăsesc foarte mult și în interviurile mele tare des ori abordez întrebarea asta. Eu probabil deja par paranoică la capitolul ăsta sau cineva mă crede frustrată sau nu știu cum, dar eu totuși insist. Uh-huh. Uite, tu, apropo întrebarea asta, tu spuneai tot într-un interviu, da? Că mă enervează fraza, da? Că adică fac muzică că așa cere publicul. Da. Eu când aud asta că așa cere publicul, ce înseamnă că așa cere publicul? Dar nu noi, oamenii de artă, suntem cei care educăm publicul. Nu, n-aș vrea să spunem că noi educăm publicul, dar noi propunem, da. Da. Asta da, dar nu cred că noi educăm. Eu nu cred că noi putem educa cumva publicul, pentru că noi suntem oricum cotidieni cu ei. Da. Și noi gândim exact la fel ca ei, doar suntem bufonii perioadei în care trăiesc și ei.
Și pe noi ne sensibilizează exact lucrurile care le sensibilizează pe ei, da? Ei trăiesc aceleași frici, aceleași bucurii și tot așa mai departe, da? Segmente. Și noi, practic, suntem cronicari, într-un fel sau altul, pot spune. Adică noi suntem frustrăței ăia care, prin manifestul ăsta artistic, încercăm să ne găsim curajul ăsta să intrăm și noi în societate cu pieptul drept, știi? Pentru că eu consider că orice om de artă e un frustrat în copilăria lui și în sinea lui. Pentru că el, cumva, prin artă, se manifestă, se exprimă. Doar ăsta e unicul instrument cu care el poate striga, poate se revolte sau să-și impună părerea. Desori oamenii de artă sunt aia care n-au fost ascultați prea mult timp, auziți în copilărie, știi? Eu așa cred. Bine, dar tu, acum, arta, tu de fapt mi-ai răspuns altfel. Eu de fapt vorbeam despre altceva. Tu ai spus că urăsc artiștii. Da. De ce? Prin aroganța asta lor importantă pe care o dau ei, că ei nu sunt importanți. Eu nu consider că noi artiștii suntem mai importanți decât altcineva. Și aroganța asta artistică care, că, da, eu... Tu n-ai cum să nu treci prin ea. Am trecut și eu prin ea. Am fost și eu cândva probabil arogant și mare și tare și mă consideram talentul pământului, dar mie mi se pare că asta nu-i corect. Și mie nu-mi place... Nu vreau să spun că mie... În artist îmi place modestia, că și modestia e jucată. E un instrument de a capta publicul, eu pot să fiu modest, știu după că asta... Mine, după mine, un om și un artist, că el tot e om. Corect. Trebuie să fii foarte firesc în tot ceea ce faci. Corect. Sincer, de aia șampania a fost deschisă așa. Firesc. Ok, da. Noi asta am primit-o. Da. Dar, de fapt, întrebarea mea, îți spun că era despre altceva, despre calitatea muzicii ușoare acum. Iată, așa. Eu vorbesc despre muzica ușoară. Pentru mine, ceea ce se întâmplă acum, asta e mai jos de plintus. La ceilalți s-au ajuns. Iarăși, toți îmi spun, mulți, nu toți, mulți din cei care vin aici, îmi spun că așa cere publicul, noi ce îi cer, noi ce îi facem. Dar nu facem nimeni ce cere publicul. Credeți-mă pe mine, nu facem nimeni ce cere publicul. Dacă noi facem ce cere publicul, noi nu suntem artiști, noi suntem businessmani. Păi iată, foarte mulți s-au transformat în businessmani. Păi eu ți-am spus asta tot. Nu mai țin minte unii. Cred că nu asta în 60 minute astea, secunde. Ideea că arta în sine, de-aia eu și spuneam că noi suntem artiști niște frustrăței. Tu nu poți să spui ce vrea publicul. Tu te-ai frustrat și ai devenit frustratul ăsta care vrea să se exprime, nu de-aia că ai vrut să spui ce vrea publicul. Tu ai o părere, tu ai o chestie care nu ți-a fost clară și ți-ai găsit curajul prin artă. Eu, spre exemplu, am scris când eram copil o piesă Ascultă-mă, mamă. Uh-huh. Da? Care am scris-o după ce mama m-a pedepsit, m-a închis în casă la 13 ani a mei și nu a vrut să mă asculte. Și respectiv eu am scris Ascultă-mă, mamă, pentru că știam că eu dacă fac piesa asta, ea n-a să poată să oprească cânticul. Și ea să-l asculte până la urmă și o să mă audă pe mine de fapt ce am vrut eu să spun. Ia lasă-mă pe mine, marș în cameră la tine. Și gata, eu n-am timp să mă exprim, n-am... Exact așa se manifestă la orice. La orice. Tu n-ai să stângi muzica, n-ai să o oprești. Ea o să cânte. Și respectiv, prin asta, tu ai să mă auzi. Dar dacă noi facem ce vrea publicul, noi suntem businessmani. Și e ok, vrei să fii businessman, treaba ta, dar nu vorbi cu mine, că eu cu totul altceva. Eu, mulți întreabă, Guz, nu vorbi prostii, cât oricum vrei să faci muzică pentru bani. Păi da, bă, eu vreau să fac bani prin muzica mea, pentru că eu nu vreau să lucrez, iertați-mă. Eu nu vreau să fiu robul cuiva. Nu vreau să lucrez pe pământul ăsta. Nu vreau. Nu vreau să-mi vând o lună din viața mea pentru 1500 de euro sau câte acolo. Nu vreau să-mi vând zilele astea. Pentru 1000. Să nu stau cu copiii mei. Eu mai bine n-am nimic. Eu mai bine devin homeless. Eu mai bine mă dezic de toate cetățeniile de pe pământ. Și să devin homeless-ul ăsta și eu să trăiesc viața. Pentru că eu când am să mor, nu contează mor eu azi sau mâine. În general, contează numai pentru mine asta. Nici pentru a mei dragi nu contează. Eu să plâng 40 de zile, o lună. Dar viața o să continuă mai departe. Nu contează asta. Bine, oricum contează trebuie viața să supraviețuiești cumva, nu? Trebuie să trăiești. Păi trebuie să supraviețuiești cumva, da. Și datorită lui Dumnezeu eu supraviețuiesc cumva și nu știu cum o face El, dar mă păstrează și eu am tot de ce am nevoie. Și atunci când eu am nevoie de ceva, El îmi dă posibilitățile să fac asta. Ah, uite, asta e și răspuns. Că am vrut să te întreb în așa caz cum trăiești. Înseamnă dar că totuși... arta, da. Ora, arta, până la urmă, arta asta e frica anume de a pieri de pământ. La toți oamenii de artă, noi toți facem artă ca să mai rămânem un pic pe pământ după moarte. Noi toți am acceptat că noi murim, dar cum să mai rămân un pic? Și rămâi
prin ceea ce ai creat tu. Și poate de aici vine ideea asta că noi facem ce vrea publicul. Nu, noi vrem să lăsăm ceva omenirii, curios omenirii, că ea să vrea să asculte asta, să vadă și prin asta tu ai să mai existi. Și atunci noi suntem, noi facem pentru public aia că să fim simpatici, plăcuți publicului, drăguți, să ne iubească, să se regăsească în noi. Dar noi nu stăm și ne gândim cam ce ar vrea să asculte lumea amul. Nu, noi vrem să fim plăcuți, drăguți, ca și oamenii. Ții să-ți placă cu mine să stai la o cafea, eu trebuie să fiu drăguț. Exact așa și muzica. Înțelegi? Păi dar nu. Eu nu zic de ceva complicat, ceva nu știu ce. Eu zic de calitatea muzicii care e acum. După calitatea mine, muzica ușoară acum are niște extreme. Îți spun de ce. Adică să face muzică foarte bună undeva la un capăt. E foarte ușor de făcut muzică, Aura. De aia. E foarte ușor de făcut muzică în zilele noastre. Pe timpuri, tu, ca să înregistrezi o piesă, trebuia să găsești un studio, să găsești un om care îți pricepe, să găsești muzicieni. Acum nu e nevoie. Ai un laptop pe care poți să-l cumperi oricare. Poți să-l cumperi și la mâna a doua, el e funcțional, tu poți să lucrezi la el. Poți să faci orice. Și tu îți faci orice gen de muzică îți abordezi. Tu, există posibilități, îl faci acasă, scrii orice vrei. Tu când îl pui pe YouTube, nu trebuie să cauți televiziune, radiouri, chestii. Ți-ai scris piesa pe care o consideri tu că e superbă, dar orice n-ai face tu, tot e superb că e făcut de tine. Așa e ideea. Ai pus-o la tine pe YouTube și de ăștia de-al de tine sunt mulți și la oameni li și place chestia asta. Uite băiatul ăsta și e de bravo. Băi, nu poți cânti, dar e bravo, pentru că îi se regăsesc. Nu înseamnă că și eu pot. Și de aia prostia, dar prostia tot timpul s-a vândut. Prostia tot timpul s-a vândut, așa a apărut circul. Femeie cu barbă, om mitel, unul zdravă în calic, tot timpul se scotea în circ și nu făceau nimic decât făceau traseu, oamenii râdeau, plăteau pentru asta bani, mai jongla unul. Ia uite la calicul ăsta, stă în gheb la unul gras. Și este medă un picior în fund la ăsta. Îi puneau în tunuri, îi împușcau. Da. Și băteau joc de oameni și tot timpul asta o să prindă. Și tu nu trebuie să te deranjezi. Crede-mă, muzica ușoară e una. Ceea ce vrei să spui tu că e muzică ușoară, dar asta n-ai abordat-o tu, da? Sau nu-ți place. Asta nu e muzică, asta e pur și simplu e perioada prin care trecem noi. Posibilitate. Dat fiind faptul că este posibilitate să fac oricine ce vrea în zilele noastre. În zilele noastre poți să fac fiecare videoclip. Tu ai cameră în buzunar, bună, care se numește telefonul tău, da? Tu în telefonul tău poți face muzică. Sunt aplicații. Tu poți să scrii orice. Nu tot ce rimează e poezie, noi asta știm. Da. Dar oamenii rimează, scot. Și prostimea crede că, bă, asta e poezie, bă, asta e muzică. De atât că se aud niște sunete, se recită o poezie oarecare. Bă, e poezie asta? Nu. Mm-hmm. E muzică asta? Nu. Gata, de ce îți faci adică griji? Nu trebuie să fie cineva care cumva să-i ghideze în vieptul. Nu e nevoie. Totuși să-i pune pe calea cei drept. Ora, un artist toată viața o sufere și o să creeze artă. Dar unul de ăsta care cochetează cu chestia asta, 2-3 ani, se plictisește. Și uite, așa se filtrează lucrurile. Și rămâne tot ce-i bun. Ok, bun. Perspectiva e bună. Mai liniștit. Nu, abid n-aș înțelege. Abid n-aș înțelege. Eu știu, dar ideea știi care? Că anume chestiile astea te deranjează pe tine ca tu să-ți continui arta. Pentru că ți se pare că tu deja nu mai trebuie să scrii. Cine ți-a spus? Nu știu, că mă gândesc, dar ce mai are rost dacă tu uite-te... Păi de ce? Tu nu vezi că uite asta îți murdărește ți-i sufletul. Îți strică toată, ce am spus, entuziasmul ăsta tău, pentru că tu crezi că e foarte greu să răzbați în grăbire. E logic, când intri într-o casă și e murdar, trebuie să te apuci să faci curat. Și nu se vede ceva frumos în gunoiul ăla, dar frumosul trăiește, Aura. Da, de repetate. El rezistă în timp. Clar. Bun, Guz. Hai atunci să trecem la întrebări. Și încă o dată, ia uite la dânsa. Uite la mine. Uite-te la mine. Uite la ea, uite. Hai la ea. Ceva frumos. Păi uite, doi de noștri au rămas, doi băieți. Și au lucrat exact un an de zile acolo, în subterană, unul la saxofon, da, altul, fiindcă n-au mers doar corești, au mers și orchestra de stradă. Ok. Da, și deci ei doi au rămas, au fost mari gălăgie, chiar dacă, mă rog, dar nu mai era Uniunea Sovietică, dar tu îți dai seama acum așa, noi eram o listă, știi?
Și... Mamă, dar voi direct din... Voi sunteți post-sovietici și voi direct ați nimerit la voi șocul era și mai mare. Cred. Șocul era mare și profesorii și directorul de atunci a Academiei de Muzică, Rusnac, compozitorul, da, Constantin. Și directorul era gurucat. Era cu noi, el cum așa să rămână? Nu-i găsea nimeni. Ei au revenit peste un... Ei au fugit. Ah, okay. Ei s-au folosit din moment, fiindcă atunci nu se dădeau vize. Cum puteai să ajungi în Franța sau în Germania? Dar cum puteai să ajungi tu la Leova în Elveția direct? N-ai văzut nimic, ai văzut Chișinău și Elveția. Da, dar ei au rămas, mulți dintre băieții noștri care, coriști care au mers atunci, s-au întors, tot au rămas, dar s-au întors cu mașini. Recunosc, eu tot am vrut să fac prostia asta să rămân, dar noi în Germania, când ne întorceam deja, ne-am oprit, am făcut un popas în Germania și acolo, că era benzinărie, că nu mai țin minte, eu oricum asta a fost mult, dar erau doi bătrâni, stăteau drăguți la masă, cei ce eu n-am văzut niciodată. La noi, la restaurant, se mânca pilimienii, dar acolo oamenii mâncau ceva foarte... straniu pentru mine, era foarte frumos, era poveste, era film, știi? Și corul tot era pe acolo, la pipi, la bla bla bla. Și eu mă așez cu bătrânii ăștia la masă și stau cu gândul că poate aia ăștia pleacă. Și dacă ceva, eu rămân cu bătrânii ăștia și îi mă iau acasă, că sunt oameni cu obraz, știi, să ia așa. O noapte să dorm, că după aia eu mă duc, fug, eu plec, eu ajung undeva. Mă ales că Franța e aproape, Italia e aproape, zic, bă, eu am aici tot. Fuga mă și unii nu mă spune nimeni. Auzi, unde spui? A venit unul și a zis, hai bă guză, te așteptăm tintăți. Și a zis, mă... Totuși, am erai guz? Eu toată viața am fost guz. A, serios? Eu sunt guzul, da. Dar de fapt ești Ion. Nu, eu sunt guz. Dar pașaport? Ion guzul. Dar m-am născut Ivan. Eu m-am născut în comunism. Și eram Ivan. Aha, și ești Ivan Guzu. Ivan Guzu eram. Am înțeles. Că eu sunt cinstea lui străbunicul meu, că el tot era Ivan Pavlovici și eu tot Ivan Pavlovici, второй. Dar când am împlinit 14 sau 13 ani, noi au venit ca să ne facă toată recrutarea asta de Bancomat și ne-au corectat Ion, nu Ivan, chiar cu pixul în mitrica aia sovietică. Dar mai nou, deja tot Ion. Clar, clar. Dar mie îmi place Ivan. Des spun și eu ce am pățit tot atunci tu spui de la Leova. Eu orășancă din Chișinău, dar și pentru mine, prima dată, eu am venit într-o țară capitalistă, îți dai seama, în Franța. Nu, da, da. Și iată, mergând pe autobam, Germania în Franța, da? Pentru prima dată am văzut autobam. Eu nu știam ce înseamnă autobam. Dar și numai eu, tot autocarul. Noi eram mulți, erau două autocari. Nici autocarul nu știa ce. Da, nici autocarul. Și într-un moment dat, autocarul se oprește undeva pe autobam să ne ducem la baic, nu prin Păpșoaică la noi sau prin posadcă. Bravo. Nu. S-a oprit deci pe autobam special, la Pieco. Da. La Pieco, da. Înțelegi? Okay. Și noi toți fugim, că nu mai putem ține, știi? Și noi toți fugim. Și fugim spre Pieco și ăla. Și... când am lovit capul în sticlă. Prima dată, eu n-am știut că există de-astea care se deschid glisante. Tu mă gara acolo, eu aici, în Chișinău. Eu în Chișinău. Mergeam într-un mall, nu mai spun care din noi, dar noi aveam unul. Nu era un cucui. Nu era mall ăla, era un alt mall la noi, Semi Mall. Și pot spun sau nu pot spun? Că la Jumbo eram, sau Jumbo, cum spun. Da, la Jumbo. Și eu mergeam așa, vezi, și am văzut niște pantaloni, știi? Și tu spui pantaloni și PAM! Zic, am avut și eu experiența asta. Măi, câtă experiență interesantă. Nu știu, noi spuneam că eu sunt din Union Sovietic și în franceză, știi? Union Sovietic? Da, de Union Sovietic. Așa sună asta în franceză? Da, frumos. Union Sovietic. Union Sovietic. Dar tu n-ai învățat franceză? Ba, m-au impus, n-am învățat. Am avut un program. Eu știam numai... Ah, dar pe la școală ce ai învățat? Je m'appelle Jean, j'écoute la musique, je joue à piano, je suis fatigué, je vous mange. Da, je ne pas pas, si jure. Mai blocat aici. Mai știu și asta, je perdu le dos de ma clarinet, dar asigur că e accentul e prost. Je perdu le dos de ma clarinet, je perdu le dos de ma clarinet. Ah, si papa, eu savi sa, tra-la-la. Accentul cred că e... Da, super, nu-i bună. Il dire, oe, il chante, oe, și după-agrova, după-agrova. Foarte bine franceză. Păi, dar tu să înțelegi că nu înțeleg ce cânt. Tu ai pierdut clarinetul. Nota 2 din clarinet am pierdut. A, nota 2. Eu pierdut le de ma clarinet. De ma, moa, da, sau ma. Dar mai departe, de tot crăvea, de pe de asta și. Și mai știu încă asta, că A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z, Le fiete, le garçon, chante bien petit chanson. Așa era finalul. Voyez-vous comment je sais, chante l'alcool français. La voi la Chișinău, la mine la Leova era altfel. La mine la Leova era altfel. Hai că e bun. Deci ce amintiri frumoase cu Neaga, că o Neaga chiar amintiri frumoase. Pe domnul Cazacu, pe calea asta, îl salutăm, că el cu siguranță îl privească. Da, și pe domnul Oleg, care, altă asta! Cine, Constantinu? Dar el, tu l-ai prins când
era... Clar, eu îl iubesc pe omul ăsta. Dar eu mi-a fost coleg la conservator. Și acum nu, el eu l-am prins. Eu cred că îi datorez lui foarte mult. Neagă, tu știi câtă frică stăteam în corp, pentru că eu deja cântam noi atunci și-a făcut simoara stricată, cu capșon chestii. Da. Și el doar cum era acolo? Și zbeazdele, știi? Că ăștia care au trupe, ăștia zbeazde. Și noi din anul întâi aveam trupe, noi eram rap, chestii. Uliești, că nu e adevărat, tu ești pâine de mâncat. Noi stăteam așa, știi? Și el dacă afla pe cineva care s-a apucat să cânte, zvează-le, le-le-le! Dar eu tășez, băi, numai să nu afli omul ăsta că fac și eu la trup. Și așa am stat 4 ani, fapt 3. Și în anul 4 nu ne ajungeau tenori, știi? Da. Și el vine la mine și zice, Gus, vrei să cânti în tenori 2? Zic, da, domnule, dar eu sunt bariton. Tenori 2 și acolo, cum e? În sus ai scânt. Ăștia tenori 1 scânti pe sus, tu stași. Și eu țin minte, stăteam în tenorul 2, cântam și numai când era vreun lea sau vreun CEO. Și de... Și deja mi-a dat voie să fiu și tenor. Apropo că l-am întâlnit pe Cazac, l-am întâlnit și pe Iulia Constantin. Spun că era un concert. Gata, știu la ce concert am fost. La sala cu orgă. Am fost invitată să vin să văd pe fiica cunoștinței mele care absolvea catedra dirijat coral anul ăsta. Dar unde? La sala cu orgă. A fost concertul de absolvire. Examenul de absolvire. Tu doar știi, în fața corului, tot cum trebuie. Da, dar la noi nu a fost la sala cu orgă, asta întreb. La noi a fost la Lupoaica, la ei a fost la sala cu orgă. Și uite... La voi la Muzeul Istoriei. Da, exact. Tot a fost fain, tot mi-amintesc. Și acolo l-am întâlnit și pe Oleg. Și știi că, apropo, tu spui Oleg Constantinov, iată, de care zici tu. El a spus, Rica, așa îmi place emisiunea ta, dar știi de ce? Din cauza că... Tu așa de tare iubești artiștii, așa de tare iubești. Și în mare parte vin mult mai mulți studenți de-a lui din acolo la tine. La adică mine, n-ai da. Chemat acordul încă. Nu vrea. Strâbițchi a fost. A fost Strâbițchi, nu vrea. Iguraș nu vrea. Sârbu, da? Uite, vezi, e că Guzo a venit. Sârbu nu vrea, el spune. Sârbu nu vrea nici cu mine să vadă, că de când sunt Chișinău total sun, el că e în Grecia, că nu știu unde. Iguraș, și cu tine. Și cu tine. Ești la Milone, și cu tine. Dar noi unii ați la Academie de Arte. Corect. Tu ai venit la Academie de Arte, la ce catedră? La... Tu regii? Nu, eu n-am făcut regii. Eu am făcut management artistic, culturologie și management artistic. Gata. Cum se numește asta? Că ideea că eu întâi am intrat la conservator, catedra management artistic și culturologie. Adică tu trebuia să fii în continuare un fel de director de caz de cultură pe undeva, corect? Așa îi spuneam lui mama, da. Da. Și lui mama îi plăcea chestia asta, dar da, ideea dar nu, a fost... De fapt, asta e minirea acestei facultăți. Da, ideea a fost că mie soția mi-a zis că, bă, dar nu vrei să înveți? Că ea probabil a observat că eu mă transform în cumătru sexual, am așa un personaj, eu îl numesc cumătru sexual, ăștia cu pânci, cam așa, care plesnește și... E cu mătru sexual. Și tu nu mai vrei să înveți sau nu vrei să cânți, că noi când plecasem la Moscova, apoi eu cam deveneam un businessman mai mult, știi? Mm-hmm. Vreau să mă apuc de business, ia învăța. Muzica am spus că e gata, Moscova acolo nu mi-a plăcut, adică hienele alea din Moscova pe mine m-au... Noi despre asta să vorbim, că asta am auzit și în și când m-am întors în coace, că te zici, păi unde să mă duc mine de-a mă, Ilona n-o să mă iei la cor, știi? Mm-hmm. Ea m-a luat de vreo 2-3 ani, m-a luat la rând. La Ilona ai fost? Da, la Ilona am fost, m-am dus și pe mine am venit... Ilona Stepanu, salut! Da. Îi pomirim toți, profesorii! Da. Și eu am intrat și am stat și am spus că iar cor! 4 ani la Neagă, iar cor, dar eu vroiam foarte tare la cantul academic. Uh-huh. Dar domnul Munteanu nu avea nevoie de băieți, mai ales baritoni. El căuta tenori și fetiță. Și eu... cei care ascultă, nu avea nevoie de el căuta tenori și fetiță. Păi nu știți, în cor cântă, hai, cântă tenori și bărbați. Hai să explicăm, că mulți nu înțeleg și eu asta. În cor sunt tenori și bărbați. Ce înseamnă asta? Voci bărbătești înalte și voci bărbătești joasă. Tenorii cele înalte, baritonii și bași cele joasă. Și că domnul Munteanu, Mihai Munteanu, despre el vorbește, așa? Marele corect. Nostru vocalist și artist, exact, tenor. Deci el vroia să-și ia studenți. Abiturienți, să numim așa. Da, să fii tenori. Băieți cu voci înalte, tenori vroia, acută, nu vroia da? Baritoni. Nu vroia ca mine. Și fetiță, adică fetiță, sopranul artist, sau soprani, alt, da, da. Artist. Da, și da, nu da. Mă lua pe mine. Adică și eu am spus că... Și s-a uitat Ilona la mine ca la un pui de bat aproape și zic, hai, vin înapoi la mine. Nu, mă, vin. Dar nu mi-era interesant. De două ori am plecat. Fiindcă băieții întotdeauna au fost deficit în cor. Și întotdeauna, da. La noi știi cine erau? Tot așa, eu eram dirijor și erau și vocaliști la noi în cor. Întotdeauna au fost vocaliștii în cor. De cantul academic. Ah, da. Participau la cor, altfel doar dirijori erau puțini. Bun, prima întrebare. De ce Guz? Pentru că sunt eu un Guzu.
Tata meu a fost Guz, bunicul meu a fost Papa Guz. Și e simplu. Da. Ion Guzu, și în cap n-avea să-mi vină. Da, la nimeni nu vine. Eu când mă prezint uneori Ion, oamenii spun... Și are Ion și are Guz, așa? Adică da. Te cheamă Ion? Zic, da. Dar reacția prima e... Dar tu, apropo, cum te prezinți atunci când... Eu mă prezint Ion și mulți îmi spun, dar nu te prezenta Ion, spre exemplu, în România, când mă ducem undeva. Să Ion, și când el e Guz. Eu zic, Ion, tu ești Guz. Trebuie să te prezinți după nickname, cumva. Așa. Ca să cunoască lumea. Dar eu mă prezint Ion. Și asta din Mahala, cred că așa e? Nu asta, din Mahala lui taică-meu, nu a mea. Da? Așa toți da, Guz? Noi toți suntem Guj. A, serios? Toată adică familia și din partea lui tata tot așa îi numeau Guz. Da. Și Guzoaici. Și Guzoaici. Da. Deci interesant. Adică nu, Guznic, nu trebuie să cauți de parte. Nu, dar nu e vorba că eu nu am căutat-o. Eu toată viața, de când mă țin minte, eu sunt Guz. Și la școală, profesor, Guz, hai. Cu toate că eu sunt Guzu, dar Guz. Guz la tablă. Chiar și profesoara. Toți, da. Am înțeles. Bun, uite, am făcut un interviu. Noi de ta, apropo, cu căpșon, așa? Uh-huh. Da, săptămâna trecută. Noi am făcut un interviu cu căpșon. Și știi ce pe mine m-a surprins? Iată, și el în interviu spune exact lucrul ăsta cum spui și tu în interviu. Că ați avut o copilărie fericită. Da. Da. Și el a spus și tu asta a spus. E că spune, te rog, ce are Leova, locul celă, de copiii de acolo, toți au copilărie fericită. Căpșon odată a spus, o realizat de la un moment dat. Bă, îți închipui, noi ca tare orașul Leova, noi suntem la marginea SSSR-ului. Da. La Hotar. La Hotar. Da. Noi suntem țara aia care eram practic perietele. Aici se termina și acolo unde se începea, știi? Sau invers. Asta e așa o paranteză. Dar ce are Leova? Habar n-am. Sud? Nu știu. Nu știți ce? Foarte mulți din invitații mei spun... Acolo. Da, toare da. Mulți din invitații mei spun că am o copilărie mai grea, mai din familie, mai nu știu cum, mai la școală, mai scurt. Dar uite, și Căpșon, și tu, ăștia de la Leova, ei, bine mersi, au avut copilărie frumoasă. Dar ți-ți pare că lumea fericit. Spune că au avut o copilărie grea sau o joacă? Tu ai văzut vreodată vreun copil să observe că-i sărășii? Mi se pare că copiii nu văd. E război sau sunt bani sau nu sunt bani. Probabil copiii peste timp percep. Știi? Peste timp percep. Da. Dar întrebarea în sine îți cere răspunsul tu. Îți amintești de copilăria ta? Nu spune cam cum vezi tu și o compari acum cu vârsta. Da. Văd o copilărie foarte veselă. N-am o problemă. M-a bătut tata. M-a bătut mama. Și pe mine. Păi da, dar nu m-a bătut. Tata nu m-a bătut, dar mama tata, nu. Tata odată bătaie m-a bătut să mă bată. Da. Și eu râdeam că el vine să mă bat și am început să râdă și el. Și atât. Adică copilăria a fost veselă. Noi alergam pe dealuri, noi prin păduri, pe... De ce se spune? Tot la bloc ai trăit? Nu, am urat la curte. La curte. Da. Bunica a stat la bloc, eu am stat la bloc. Uh-huh. La bunica. Noi jucam fotbal stradă la stradă. Noi jucam război. Puneam coajă de nucă, o tăiam, o puneam așa, asta era armura, puneam carton, bicicletă facem din o roată de aia. Noi eram foarte moderni. Știi când chestia aia cu roata merge așa, cu un băț, cu o sârmă, da? Și tu, aveai, noi făceam volan. Adică era un ghidon frumos, puneam carton, scriem. Spune-te, te rog, de aia foarte creativă. La ce se datorează faptul că voi ăștia de la Leova, iată, foarte bine știți să scrieți, să faceți versuri și apropo, m-am uitat chiar și la Căpșon. Și în rusă foarte bine. Și tot și în rusă da, scris. Da, da. Și în română în egală măsură. Din cauza că probabil, să ies la Hotar? Probabil, da. Orașul cât de straniu ar fi, Le Hotar românii, dar sunt foarte mulți vorbitori de rusă. Eu nu știam română până la 6 ani. Până și în clasa întâi. Voi aveați posibilitatea să aveți informații din România, că erați la Hotar. A, tu ești mai încoace deja, da. Deci pe timpul meu, nu, eu nu aveam informații din România. Oricum, încă am prins perioada când noi ne duceam la prut cu pașaportul, ca să vizităm prutul și trecem de sârmă. Îmi pare că 89 pată. Sau 90 a fost podul de flori. 89? Da. Sau greșesc? Nu contează. Pe atunci, da. Chiar nu contează chestia asta, da, dar da. Nu știu care e ideea. De unde vine? Că sunteți la Hotar? Sau voi ați nu avut cred. Sau ați avut o școală? Uite, o probabil școală. Școala noastră de, da? De muzică da? Era foarte faină și este încă. Și de Dumnezeu să o păstrez. Da. Eu când eram la școala muzicală, noi am găsit în sclad, așa se numea, am găsit
tobe, un complex de tobe, am găsit o orgă veche și noi am creat trupă. Uh-huh. Am vorbit în devoie, noi am făcut trupă, noi cântam. La noi se cânta pe stradă, la chitară. Pe urmă m-a părut rap-ul ăsta, n-am început să scriu. La noi se făceau festivități de astea în care la școală tu cântai. Nu știu, la noi era Vatra Haiducului, ceea ce eu n-am mai văzut de mult să se organizeze. Noi plecam pe 3 zile în păduri, satele vecine, din raion, tot orașul. Făceam tabere și ne întreceam în păduri cu diferite concursuri de astea. Zărniță, un fel. Da, Zărniță, așa se numea varianta rusă. Da. Și după aia se dădea în fiecare seară câte un concert, se juca spectacole la care jucam eu, babi. Se făceau ruguri mari. Se făceau ruguri, da. Uh-huh. Asta probabil, nu știu. Cultura, exista la noi cultura. Se organizau concerte în oraș, cu artiști anume din oraș. Noi eram raperi de acolo, uh-huh, sau rocker și tot așa mai departe. Nu știu care e ideea orașului. Probabil că e un oraș evreiesc, dar ce legătură ar trebui să aibă? Noi avem multe orașele evreiești. Da. Da. Ca, când, pe timpuri când au trăit mulți evrei. Da, da, da. Și habar nu am. E foarte frumos orașul, e verde, sunt castane acolo foarte mult, vara e super. Din monumente istorice, nu știu. Bine, avem... Dar nu știu, nu cred că e asta cumva. S-au întâmplat lucrurile. Pentru mine, Ateliova, eu îi spuneam și la Căpișon. Era, nu știu cum așa, un rășel foarte așa alea Odessa, știi? Dar prin care trecea? Întotdeauna el era un oraș de trecere spre Cahul, spre da. Sud, știi? Da, da, da. Spre un centru mare, Cahul. Da. Da? Voi, apropo, aveați ceva legătură cu ăștia de la Cahul? Voi vă considerați acolo? Deci asta era capitala. Nu, suntem raionul Leova. Da, dar mai aproape era Cahulul ca Chișinău. Deci, știi că de obicei oamenii se duc acolo, asta era ca o capitală a Sudului, nu? Da, mai... da, deci Cahulul este. Deci nu duceau la Chișinău, dar din ea la Cahul. Ba, nu ne duceam la Chișinău. Da? Din cât eu țin minte, noi ne duceam la Chișinău. Era Cahulul în viața mea, am fost deja când eram mare, concert. Uh-huh. Dar știu din istoria părinților mei că acolo erau toate actele, se făceau toate. Eu, spre exemplu, când am redobândit cetățenia românească, acolo am trebuit să mă duc. Nu la Chișinău. La Cahul. Da. Am înțeles. Bine, chestia ce că noi multe... Te-ai întristat-o? Nu m-a întristat, tot ok. Eu, știi cum, eu m-am zăpăcit o leacă cu aia este, pentru că noi multe am vorbit acolo la... Și trebuie cum să mă uit să nu scap ceva, că noi am vorbit despre... Am vrut să vorbim cronologic, iată, despre etapele tale. Știi cum tu ai ajuns, ai făcut școala de muzică la acordeon, după care ai mers la Neaga, după noi despre asta tot am vorbit. După care, apropo, tu ai spus într-un interviu că ai făcut și școala de lemnar. Da. Da. Și ai fost o leacă de lemnar. Nu o leacă, am fost lemnar de categoria 4, tâmplar. Da, 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 tâmplar. Da. Și încă ai spus tu acolo în interviu că ai făcut de 2 scrii și o masă. Da, locuibile. Și o masă. Da, nu o masă, în o măsuță pentru telefon. A, măsuță, am înțeles. Care la director stă. A, dar parcă am înțeles că ai luat-o. Nu, am vrut să o iau. Am vrut să o fur. Aha, ai vrut să o fur. Am intrat, n-am putut intra în cabinetul la director. N-am intrat în general instituția aia, dar ușa la director era închisă. Da, ca să mai faci ceva, mai tâmplărești ceva pe acasă. Da, cum, da. Serios, până acum? Da. Îți place? Da. Mai nou, eu fac studiourile la prieteni. Am făcut, adică, antifonare, panouri, chestii. Uh-huh. Mi-mi place asta să fac. Foarte mult. Asta mă liniștește. Dar de fapt, mama te-a trimis încolo, așa? Nu. Mama m-a trimis acolo, dar era și plăcerea mea să o fac. Știi? Putem să mă duc la alte profesii. Uh-huh. Eu am vrut lemnar. Pentru că bunicul meu tot e lemnar. Da. Și lemnul îmi place până... Mi-mi place cum miroase lemnul. Mi-mi place lemnul în general. Ok, hai un pic să vorbim despre familia ta. Deci, mama și tatăl tău erau din ce domenii? Dar nu era domeniul ăsta. Ei se descurcau cum puteau, adică nu era un domeniu. Tata era electrician, din câte așa. Și mama era dactilograf la o altă păiere atunci, pe timpul ăla. La Leova, acum mai nouă e pușcărie. A, am înțeles. Da. Se descurcau și ei cum puteau. Trebuie de plătit școala muzicală, trebuie de plătit toate chestiile. Mai ales anii 90. Da, da, da. Foarte greu. Au dar la munci, e o familie simplă. Da, psihotare a plecat tata, după aia a venit mama. Da. Unde? În Italia. Spre vest, aha, Italia. Am înțeles. Că știu că bărbații mulți plecau și la Moscova, de aia ziceam. Nu, tata nu a plecat la Moscova. El, în schimb, are frați. Soră și frate plecat la Moscova, încă în perioada când hotarele erau deschise. Aha. Și tu? Și maică-mea. Tu erai unicul copil? Da, salientat. Serios, tu erai unicul? Aha. Unicul care și-a dorit toată viața să aibă frate, soră. Și aveam vise care visam că mama a născut.
Și zic, nu e adevărat. Ba da, bă, eu te-o pot pe mână, îl sunt. Mă trezeam, nu e adevărat. Dar am avut luxul să trăiesc fratele lui tata cu tata și au construit casele vis-a-vis, peste drum. Și eu eram zilnic, sau ei la mine, sau eu la ei, cu verișoare. Da. Și atunci eram mulți, patru, noi toți mâncam. Dar de unde atunci Gemini? Nu știu, dar nu, eu cred că nu are treabă bărbatul cu Gemini. Nu-i datoria, pardon, nu-i datoria noastră. Nu, Gemini, nu, tu ai înțeles. Eu știu că Gemini este... Ba da, eu am înțeles. Cineva din familie. Ba da, eu am înțeles, dar nu dacă bărbatul nu are Gemini... Ta. Nu, dacă numai din partea femeii are Gemini. Păi da, și are. Tu ai avut Gemini, înseamnă că... Nu, la mine e altceva, la mine e in vitro. Okay, dar, la tine, dar la tine din partea soției au fost. N-au fost. N-au fost. N-au fost nici la soții, dar la bărbat, dacă chiar erau, n-are treabă bărbatul cu Gemini. Că nu zboară doi, sperăm că să-ți doi unul lângă altul. Contează cât ovulul captează. Primește. Stai, la tine Gemini care? Nu știu de care, ascultă, ele sunt identici? Nu. Eu nu-i văd identici, dar ideea e că lumea e văd identici. Dar am vrut să spun, nu într-o cauză. Ei s-au născut cămești diferite, erau. Izbiditelini. Nu. Cum? Pentru că ei erau în două cămăși, aveau cămăruțele lor aparte, dar s-au născut în una. Habar n-am cum asta. Medicul a spus că se întâmplă. Se întâmplă? Da. Clar. Ei s-au dezvoltat în diferit, dar s-au născut în una. Mm-hmm. Am înțeles. Că la mine sunt două, dar ele sunt tare diferite. Nu, am ele știu chiar că nu eu știu fetele tale diferite. Da, una e brunetă și una e blondă. Roșcată, da. Da. Nu, roșcată, acum deja e roșcată, da. Și-a făcut păr roșcată. Da. E la modă să fii roșcată. E fain. Ea era mică și ea a spus... Adică ești la modă. Dar și eu sunt roșcată. Dar și nu e roșcată asta? Serios? Dar tu cum numești asta blond? Nu știu, e ceva. Tu numești, nu știu? Mi s-a stăiat și se blondincă. Nu, e să-i roșcat. Eu aș băga în roșcat. Nu, la mine Betty era foarte blonduță și ea era mică și a spus că eu când va crește mare, ea neapărat o să va face roșcată. Și uite, e primul lucru ce a făcut domnul din 18 ani și o să-i fără roșcat. Dar este bine, cu ochi albaștri, da, e frumos. Bun, hai să ea e mai timidă. E mai timidă, dar știi că s-au schimbat. De acum, se schimba lucrurile. Da, se schimbă. Tu tot știi despre mine. Dar tu unde te-ai născut? În Moldova? Unde trăiești? Aude și ești informat tu. Păi tu ești moldovan, deci nu fiu informat. E ca așa. E că tu îți închipi, eu numai nu la tine m-aș fi gândit că tu știe că mă dar numi. Dar multă lume la mine nu s-au gândit multe. Mie mi se pare, eu știu că eu am mutra asta care... Un fel de pofighez de ești, dar știi că da, te gândești. Dar nu știu de ce. Dar nu știu ce mi-a plăcut. Eu am auzit odată o bârfă despre mine că guzii dintr-o familie bogată, capșon nu. Și capșon asta face cu dragoste, dar guzi așa numai salientă. El face muzică așa prostă. Aha. Adică bârfiri pe seama ta. Așa. Da, că eu sunt o alintatură de bani gata. Nu, dar gustul tu îți închipui, dacă nici eu, că noi facem parte din aceeași breaslă, știi, vrei, nu vrei. Și oricum, iată, eu acum te redescoper, știi, adică sunt multe lucruri pe care eu, adevărul că noi prima dată stăm la vorbă. Da. Deci ne-am intersectat așa pe la niște concerte, dar n-am fost să vorbim. Ai fost la Șagran. Da, am fost. Bubă roză-roză? Am fost. Și acolo pe buză? Măi, eu... Pe puză, eu zic. Da. Ideea e că eu sunt o persoană... eu până mă deschid, e greu, dar dacă m-am deschis, deja s-o braznic, știi? Dar la concerte, când mă duceam tot timpul la palat sau undeva, mie mi-era rușine să mă duc. Da? Da, mi-era incomod, voi tăți acolo artiști și eu stăteam acolo, hai și eu am venit. Da, eu nu n-aș fi spus, tu așa de bine te simțeai în scenă. Da, asta tot de iluzie. Eu mi-amintesc când tu ai fost la noi la Șlagroan, nu mi-amintesc când și anul ăsta au fost. Nici am mi-e rușine. Nu, tu ai ieșit cu buburuza. Da. Buburuza roză, pintată pe bluză, bye-bye. O fustă roză, cercei și tot curnaia de ai. Codiță blondă, plătită, fundiță roză în sus. O buburuza roză, iubește-o pe gust. Și fetițele mele erau mai mici. Da. Și iată, ele au mers la concert. Chiar de fiecare dată mergeau și ele la Șlagroan. Și eu întrebam, mamă, îi spun fetelor, dar cine v-a plăcut cel mai mult? Ele, Gus. Gus, tu ai fost deci la Șlagroan, nu știu care, 2000, nu știu care. Eu mai adică eram disculți, eram cu o fetiță care dansa. Da. Da, și numărul tău era foarte interesant, artistic, exact. Pentru că mă strădeam să fac chestiile astea cumva să fie altă. Am înțeles. Da. Ok, hai să mergem cronologic mai departe. Eu tot în interviu am văzut că tu vorbeai despre soția ta, Ecaterina, dar vorbeai despre ea și când învățai la Neaga și chestii, tu lăcțeai de insurat. De la Neaga? M-am însurat eu mai târziu. Tinerii de tot. La 19 ani, cu scudânsa. Cu ea. Cu ea. Da. Tu aveai 19. Da, dar eu ea? Aveam 19. 16 ani. Tineri de tot, de aia și copii. Zic. Da. Da.
Și foarte devreme și copiii ați făcut? La 29 copii am făcut. A, 29? Nu e? Dar ce mie mi se părea că așa de repede, nu știu cum, câte au fetițele tale? 7, împlinesc 8 în septembrie. Wow, să-ți crească mare. Da. Și ce fac fetele tale? Toate 3? 4. Cum 4? Mai am și soacră. Și mama și mai am și o căța. Căța? Sau da. Tot e? Păi căța. A, pus 5. Da. În fine, vreau să nu zic cățel tău. Deci, zici și tu cum vrei. Nu, mi-a stat să pui de rup. Oricum e glumă. Terminați, puneți asta, eu mă supăr dacă puneți asta. Terminați, asta e o glumă. Deci nu o luăm în serios chiar de viața asta. Tu știi, când mă scrie, zic, ia că tu, Aura, uite-te și că... Nu-ți dai seama că tu nu te gândești așa, dar e logic. Dar e logic. Eu ți-am spus la urmă despre cățea și te-ai spus și a pus că ai 5 cățe. Femeie. Corect, eu am făcut cumva așa. Da, e un joc. Am început să bem. Nici n-am ciocnit. Ca bețivii adevărați. Deci numai decât să ciocnim, ia uite. Ciocnesc numai. Nu stăm la o discuție amicală. Așa, bun. Dacă nu ciocnim, înseamnă că avem încredere unul în altul. Știi că ciocnitul e cu... Ciocnitul doar. Nu toată lumea știe doar de ce ciocnești. Nu, nu știu. Inspiră încredere. Adică eu când ciocnești, picătura de la mine cade de la tine și invers. Și atunci înseamnă că nu mi-e pusă mic în pahar. Ia că vezi. Așa că dacă mă ciocnești, ai încredere. Așa și este. Și florile dacă nu îi dăruiești la femeie, înseamnă că nu puți. Și cușma, dacă nu o scoți în fața femeii, înseamnă că nu ai rahat. Hai cu florile, nu spune că de mâine n-ați dăi nimeni nici o floare. Nu, aici nu se depune. Ba da, dacă vrei să-i dăruiești floare, bine, dar florile se dădeau la femei pentru că bărbații puțeau în perioada când nu se spăla. Și femeia de-aia le ține florile așa ca să miroase frumosul ăsta și să nu miroase bărbatul urât lângă ea. Asta e o chestie normală și nu e nimic rușinos în asta. Pălăria e exact așa, șapo se dădea la o parte pentru că hudițele erau înguste și oamenii înainte nu aveau obiceiile corect și s-arunca tot pipile peste geam. Și tu aveai pălăria aia și se oprea pipile pe aici. Și atunci când în fața unei doamne pe care o respect, scoteai toată mizeria asta, Iana, ca să nu îi dai în nas cu... Ia, ce interesant, dar de unde ai informația asta? Citit? Păi învățat la culturologie, nu? Ia că na. Ia uite cât învățați voi. Dar noi la Neagă, ți-aminte, tot era cult prosvet robotnic, așa se numeau ei. Și îți duc de așa, directorul de casă de cultură. Nu, am învățat foarte mult dar de chestii. Dar tu uite, mamă, cât ești cunoscut. Și mai știu, dar nu sunt pentru emisiunea asta. Aha. Bun, atunci de aici fac concluzia, tu dai flori la femeie. Eu am dat odată, noi trăiam la Moscova, era... Cum odată? Odată? Eu îți spun de un caz. Ok, meu. Hai. Și trăiam atunci la Moscova și bugetul era oricum comun. Și eu venisem de la servici și era februarie și era un ger foarte mare, era frig. Și eu am cumpărat niște trandafiri și mie, tot timpul tata m-a învățat să fiu gentilom. Și eu am cumpărat trandafiri și vânzătoarea, ca la prost, mi-a spus să ți-l învălesc. Eu spus, nu mi le învăli, le aduc curate așa, lungi. Dar ea mi-a spus să le învălești prostule ca să îngheți. Corect, era iar. Pe ger. Și eu nu le învăli. Și le duc acasă prin gerul ăsta. Le arunc în pat. Cata le pune în vazon. Mamă, mulțumesc de trandafir dimineața. Ne trezăm mire ofelite. Înghețate și marciez. Spune că, dar e în rusul cu mine. Vorbea atunci. Spune, Vania, te boși ne păcupai dimineața. Uite. Vania, te boși ne păcupai mi roze. Fiindcă, într-adevăr, trandafirii, pe cât de frumoși, nu, ia ca tare vește la lele și bujoare. Repede. Păi ia ca, și bujoare și la lele țin un pic mai mult decât trandafirii. Trandafirii, într-adevăr, așa și nu. Înțelegi de ce eu am luat trandafiri? Eu am înțeles de ce. Trandafirul inspiră bogății, respect. Nu, și un bărbat și când aduce trandafirii, îi dă deodată așa... Anume roșu. Da, că așa... galben e despărțiri și tot așa să începe. A, tu și pe ei se le știi. Le știam. Albi, dai la mamă. Tu, apropo, iată la capitolul femei, tu tare multe știi. Despre femei? Eu mai mulți prieteni am femei decât bărbați. Da. Da. Și îmi place, subiect în primul rând, și eu am menționat, dar am văzut că și în interviu cu Titania tot o menționat, cum tu vorbești despre soția ta, iată, tu ești foarte galant. Mulțumesc, dar nu cred că ești galant. Nu cred, nu, mi se pare, cum să zic, obraznic? Da. Nu cred. Da, dar obraznicia mea e dulce. Eu nu sunt rău tăcios, eu sunt obraznic. Nu, eu am văzut că ea spunea că în lume tu te comporți cu soția ta foarte și foarte frumos și ești foarte atent și foarte... Și acasă nu sau ce? Apoi nu știu, eu presupun că și acasă. Eu nu cred că rezista cu mine ca de atâția ani dacă eram acasă altfel. Da, e tot e muzicant un pic, da, pe bucă se cădie. Pianistă și jazz vocalist. A, interesant. Da, adică voi sunteți doi oameni de artă și da, vă completați foarte noi bine. Noi suntem, nu cât de artă, cred că de toată lumea știe, noi suntem și într-o zodie.
Da, da, tu ești Capricorn. Și la voi tot. Și ea toți și tu ești... 31 decembrie, ea, 1 ianuarie eu. Eu, adică da. Voi vă potriviți și așa. Da. Apropo, eu mai nou fac și astrologie, nu știu dacă tu ai văzut emisiunea mea, dar eu fac de un an și ceva, fac lecții de astrologie. Mie este foarte, eu sunt pasionată de astrologie. Și eu, apropo. Da? Îți place, da. Așa-i? Și iată, apropo de zodia Capricorn, când am văzut că tu ești zodia Capricorn, am zis, da, băi, uite, el e Capricorn, sigur. Fiindcă tu... Da, dar s-a educat Capricorn. Eu ne educ Capricorn. Da, dar ăștia sunt oamenii care riești, ăștia sunt oamenii care au scopuri, care niciodată n-o să... Dar ei foarte muncitori, dar da. Totodată ei tind să ajungă culm. Adică ei nu se opresc la nivelul pe care l-au. Da. Dar și muncesc foarte mult. Probabil. Și... doresc să excelieze într-un fel. Da, e despre tine? Cred că, nu știu. Eu ți-am spus că eu mă străduiesc să modific Capricornul pentru că da. Mânza asta a Capricornului deranjează pe alți oameni. Și da, mă străduiesc asta înțeleg. Am vrut să întreb. Aha. Mă străduiesc să fiu comod oamenilor pe locuri, să nu-i deranjez, că nu-i izdători. Da, dar totodată... Ceea ce i-aș propune lui Calange. De ce? Așa să-și educi un pic Capricornul. El tot e Capricorn. Da. El, apropo, noi tot cu greu îl aducem pe el. Știi? N-a să-l aduce, el n-o să vină. Da. Calancea n-o să vină. Așa e, Alex. E greu la ridicare. Așa e la dacă n-l interesează pe dânsul chestia asta, nu. Da. Și el e Capricorn. E ca, uiteți, da. Voi aveți aceeași calitate. Pentru voi aprecierea contează foarte mult, așa e? Să fiți apreciați. Da, mine dacă nu mă laud, eu nu mai fac. Nu, e serios. Vorbim. Serios? Mind dacă nu mă lauz, eu nu mai fac. Păi, dar de ce fac eu? Uh-huh. Eu știu că pot. Pentru ce să fac? Ai nevoie? Da. Hai că mă și-ți fac. Și tu știi de aptitudinile tale. Tu eu foarte bine le cunoști, așa? Eu foarte bine le cunoști. Știu foarte bine ce pot și ce nu pot. Eu pot poți tot. Fi cel mai bun, așa? Eu sunt cel mai bun. Ce băsime. Uf. Dar nu există cel mai bun, Aura. Da. Eu am înțeles, dar uite, ai tu pe eu sunt cel mai bun pentru mine, logic, și asta e important. Uh-huh. Eu nu cred că trebuie să ne comparăm. Nu există cel mai bun artist, nu există cel mai bun în nimic. Am nu înțeles. Există da. Cel mai bun. Da. Dar tu, pentru tine, ești cel mai bun. Da, dar iată, eu am văzut, tu te spui, of, eram după culise, mă uitam la voi de artiști, dar eu așa mă rușinam. Păi dar da. Tu când ieși în scenă, tu ești rege. Mea. Da, deci tu atât de bine te simți în scenă, tu ești atât de organic, organic ca organic. Dar tu n-ai emoții, cel puțin ba, ele da. Nu știu. Ba da, ni se usucă gura de nu pot înci salivă, nu, n-am nimic. Eu mușc limba și obrajii ca să am salivă în gură. Mi se usucă tot. Dar eu știu la ce mă gândeam. Faptul că tu cântai una și cânti bine, și tu cânti bine, și cântai și cânti bine. Dar eu am de că eu, uitându-mă la tine atunci în scenă, mă gândeam, uite ce înseamnă să faci și actorii. Fiindcă atunci când tu știi să cânti, dar mai ai făcut și actorii, da? Deci pe tine asta cumva te scapă de timiditate în scenă. Gen ținută scenică, oai? Exact, adică pe tine acolo te învață să... Dar eu n-am învățat la actorie, asta și zic, n-am învățat la actorie. Eu deodată am jucat în teatru. Mulțumesc lui domnul Țarnă. Eu n-am învățat la actorie. El m-a luat direct să joc. Lui el avea nevoie de un băiețel care carismatic, care Tudor. Cântă la chitară. Da. Și Nicu respectiv, noi dacă fiind prieteni, da. Băi, taică mi-a scris o lucrare. De acolo e taman în personaj, cam tu-i semen lui. Un băiețel care trăiește într-o curte și acolo îi cântă la chitară și tu poți cânta la chitară. Hai, te rog să vii. Uh-huh. Și eu am venit și am jucat. Am spus, băi, eu vin, dar eu era perioada că nu spuneam nu. Uh-huh. Am mai spus asta într-un timp, nu știu. Și spuneam la tot da. Că eu eram pofticios, aveam o poftă de orice, să fac orice, hai să facem ceva, aha, nu contează, aha. Hai. Și m-am dus și am spus, băi, eu vin, dar dacă nu-mi place, mă întorc, mă duc. Că eu n-am semnat niciun contract, nimic. Și am cochetat cu asta până domnul Dorel m-a luat la el și a zis, hai să semnez contractul. Contract ce? Că stiu eu la lucru. Păi eu nu vreau să lucrez la voi, că eu nu iubesc să lucrez, mie nu-mi place să fiu legat de cineva. Zic, nu vreau să lucrez. Hai mai că nu lucrez, băi, ei semnează, că nu trebuie nici pentru acte aici. Dar în calitate ce? Păi tot unși calitatea ai venit. Zic, actor. Păi scrie actor. Păi de nu sunt actor. Scrie băi actorul acolo, băi, hai mai repede. Am scris, am semnat și m-am zis. Și am lucrat 6 ani. Așa, da. Ai lucrat. Da. Ai lucrat, totuși. Am lucrat 6 ani, da. Foaia asta am vrut să zic. Da, am lucrat 6 ani. Pe urmă, tăteam numai acolo. Și când aveam spectacol, tot acolo umblam. Și acum ai învățat să spui nu, deja? Acum mă învăț, spun nu, apropo. Da? Bună întrebare, da. Vreau să mă învăț, spun nu. Și mi-e greu. Dar hai fi sincer, atunci când te-am sunat să vii la emisiune, tu ai spus-o da,
Din cauza că ți-ai dorit sau din cauza că... Că n-am putut să refuz? Exact. Eu dacă vroiam să refuz, eu acum mă strădui să refuz, eu dacă vroiam să refuz, eu nu-ți răspundeam. Și o jucam pe aia că gen, n-am văzut, nu știam. Dar tu de două ori nu i-ai răspuns. Pe două ori n-am răspuns pentru că era alt număr. Aha, am înțeles. Bine, asta lumea mă sună pe Facebook. Bun, hai că e bun. Ia că afară plouă, vezi? Totuși bine că a venit noi în studio. Asta plouă afară? Da. Okay. Se aude. Bun, atunci hai să... Noi l-am pomenit pe Alex Calancea. Band. Până vine Alex Calancea. Alex Calancea band. Cu bandul sau fără, ne-am asta vedem noi cu cine vine. Ei, dacă vorbim de Calancea, îți dau un gât. Hai, spune-mi, te rog, cum ai ajuns tu la Lupi, în acest proiect? Mai scurt, vine Calancea la mine. Da. Noi montam la teatru un musical. Și zici că nu ne ajunge un om. Da, și nu ajunge solist, nu avea om. Nu avea un vocalist, că el avea deja dăți, calendarul era plin de dăți, dar solistul nu era. Și hai te rog frumos să mă ajuți, că eu am niște de... Habișa, cum se da, numește. Da, habică, da. Sau cum se numește. Habică. Bine, concerte, nunți, cu mătrii, chestii. Și zic, bă, nu știu, bă, eu nu cânt cover-uri, că nu pot cânt cover-uri, eu nu înțeleg. O scris omul, eu nu-i înțeleg gândul, poate, știi, trebuie să înțeleg și cânt. Și zic, hai băi, te rog, hai te rog. Am zis, ok, dar nu-ți promit că asta... Da, hai, și am încercat, noi am încercat, am lucrat și s-o pornit și până mi-era rușine cumva să cânt numai cover-uri. Când a venit Andrei, ei aveau Ruptul. Da. Da. Și ei cântau Rupt, eu cântam cover-uri și Alex nu prea mare poftă cânta cântile mele câteodată. Prefer sau chestiile alea care erau. Dar nici nu era prefer încă. Buruza și tot asta. Și nu prea vroia el la este an, din cât am simțit-o în perioada aia. Și am zis că ok, dacă noi cântăm folclor de ăsta cumva adaptat, hai să scriu ceva de genul ăsta. Și uite așa că m-am reținut eu în proiectul ăsta și deja s-a născut și o Lupe și tot restul. Pentru că mi-am propus să fac ceva a meu, dar în direcția asta care îi convine lui Alex. Iute sus la deal fără trăsură, un pas, doi pași, o șuieră dură. Care, după părerea lui, se cere la public. Zic, ok, atunci scrim folclor, variații de folclor. Nu știu, mie mi se pare foarte bine te-ai încadrat în proiect. N-am cum să nu mă încadrez eu foarte era bine. Era bine, deci că... el a făcut atunci un pas foarte bun și corect gândit, știi, când te-a abordat pe tine, știi? Nu cred că el a făcut un pas, o gândit la asta. E necesitate, el nu avea pe cine. Eu nu eram primul, eram ultimul. Care a zis, da, pentru că eu nu pot să refuz. Vezi, uneori calitatea asta prinde. Da, a ajutat foarte mult, dar deja eu vreau să mai refuz. De ce? Pentru că nu am grijă de mine, am grijă de alții. Am înțeles. Și acum tu unde ești, în ce proiect, care sunt planurile tale? Sunt proiectul Lupitot, dar lucrez la propriul meu proiect. Când va ieși, nu știu, nu contează. Ce fel de muzică? Nu știu. Tot nu știi? Nu știu. Nu, e foarte greu să specifici genul în care ești tu, mai ales în perioada noastră, când e atât de amestecat. Apropo, tu când ai pornit la Leova, ca Pișon, cântai și tu rap, nu? Da, cum, da. Da, da. Și tu vrei să revii la rap ăsta? Poate, dar sau, nu că sau... să revin, să mai trec prin el probabil, dar mie nu mă plictisește rap-ul. Eu am fost chiar de unul zi la un concert de rap. Da. Mă plictisește rap-ul deja. El așa doar melancolic mă aruncă în trecut, dar... Da, păi, uite, asta am vrut să te întreb. Este manifest așa de adolescentin cumva, nu-i matur de acum ai depășit, da, e etapa asta. Chestie. Dar spune-mi, te rog, dar iată, rap, am înțeles, gata, nu. Și ba da, spus că... n-am spus nu. Nu, nu că nu, dar zici nu că doar. Deja m-a plictisit. Nu pot să-l dar introduc. Dar tu ești cel care ți-ar plăcea să cânți? Deci nu melodii, știu. Chestii. Nu știu. Nu știu dacă îmi place mie să cânt. Nu știu dacă îmi place mie să fac rap. Mie îmi place. Iată, când e vorba manifest, de cântec, pentru tine e important muzica sau textul? Iată ce muzica tu vrei e foarte să aduci. Importantă, dar textul tot contează. Deci pentru tine contează să aduci mesajul? Tu știi, apropo, că îți dispărut muzica în general în cântici. Tu n-ai observat asta? Da. Îți dispărut muzica. Corect. Este mai mult, nu știu, este o poezie, este o ceva acolo să spune, mai recitat, mai, nu știu cum, niște... Așa e? Nu este melodie. Muzică, nu melodie. Melodie, nu-i, da. Dar tu asta simți. Ce înseamnă asta? Că chiar vreau... Da. Bă, imaginați, m-a părut încă o voce care nu-ți vede. Deci, voi vorbiți despre muzică de calitate. Muzică de calitate. Asta ce înseamnă? Calitate? Ce înseamnă? Nu știu, nici eu nu știu ce asta muzică calitate. Melodie ce asta? Nu. Dar muzica asta e frază muzicală, adică cât ceva ce se scrie pe note. E ca și tu poți să cânți.
Tudor, beat-ul nu poți cânta. Ci și tu poți interpreta cu vocea. Beat-urile scânt aură. La tobă când să nu bați. Nu bine, eu am de... nu poți intona cu vocea, eu asta zic. Ba nu. Da, este beatbox. Nu, bun. eu încerc să explic ce mai scurt, a dispărut încărcătura, a dispărut, nu știu, durere, nu cât durere, dar durerea, bucurie, a dispărut. Tu când râzi, tu cânți, de fapt. În general, pe vocaliștii, așa și învață, să caști, să râzi. Așa îți deschizi corzile vocale, așa îți dezvolți cumva vocea, știi? Uh-huh. Asta pentru diafragmă, râzi pentru diafragmă, știi? Tu când râzi, tu când plângi, tu cânți, de fapt. Ei, nu știu, muzică de calitate. Da, fiecare înțeleg. Vor, da? Și care este. Noi oameni în general avem un babilon între noi, chiar dacă posedăm aceeași limbă, dar noi spunem același cuvânt, dar îi dăm cu tot o altă încărcătură cuvântului. Și așa e drept. Și ne pierdem. Eu de sori mă ciocnesc, îi spun ceva la unul și tu m-ai înțeles. Da, te-am înțeles. Ce ai înțeles? Tu cuvintele le-ai înțeles, tu le știi cuvintele astea, știu. Tu ai înțeles cuvintele astea, dar care idee a fost a mea? Și desori se întâmplă când spune cu totul altceva. Asta și este telefonul stricat, știi, că tu spui da, o idee Babilon. Și ea este interpretată altfel. Altfel, da. Hai, povestești ceva, unde ne aflăm, e subsol, da? Nu știu, aici era cantina, nu acolo. Aha. Este un loc cât tare important pentru studenți. Și pentru mine, eu până în ziua de azi, mai mult prefer să mănânc la o cantină decât la un restaurant. Cantină studențească? Da, studențească. Anume că miroase a cantină. Când exact. Ieși tu, miroși a cantină. Știi? Și la Neagă tot era cantina subsol. Cantina e superbă. Era. Dar eu știi ce moment i-am noi mânca, iartă-mă, noi da, mâncam acolo, noi când eram studenți, noi ne adunam toți, că Igor, Sârbulucica, că Busuioc, Bulicanu, toți, da? Ne adunam uite așa la o masă și toți cine și-și lua e una, da? Dar după aia noi mâncam așa. Unul de la altul. Da. Și era ceva normal, știi, să mănânci unul de la altul. Asta pe noi cumva ne-a unit. Adică ăștia ți-au fost colegii tăi. Da, eu până ziua de azi când mănâncă cineva, eu pot să mă bag la tine să iau. Poți să te bagi la mine, nu nicio problemă. Așa? Glumesc. Dar vreau. Înșeacă. Vreau să încerc. Zic, băi, o băgăm pe aia studențească, dă-i. Dar e frumos aici, uite, eu sunt prima dată. Dar eu știi ce mi-am amintit cu cantina de la Neagă? În anul 90 a fost un cutremur, chiar la sfârșit din mai. 90. Ziua, în 90. Fix 90? Exact. Și era, tremura pământul? Era anul 4, eram anul 4 și îmi amintesc că era ziua mea mare. Și când a început a se cutremura, noi eram la majoritatea eram 90 la cantină, anul 4? La Neagă. Da. În 90 era anul 4 la Neagă? Da. Bună ziua, Doamne! Și tu ai crescut cu căncile mele, maladiță. 90, anul 4. Dar eu după clasa 8 am mers. Nu contează, eu după a 9 am mers. Adică eu aveam vreo 18-19 ani atunci, eram tineric. În 90? Da. E gata, e nirșindu. Și eu asta vreau să zic, că nu a început să cutremura pereții. Noi am sășnit din cantină, toți la amiază, acolo era amiază. Acolo la Gorgos, în cantină? Da, atunci nu era al lui Gorgos, nu. Dar cantina era al lui Neagă, știi? Și acolo, ții minte, era ușa aceea din spate, care întotdeauna a închis o ușă pe unde vin numai produsele. Ba se deschidea aia pe timpul păi, meu. Păi, probabil, dar foarte rar. Cred dar, că după cutremurul ăla s-a deschis. Când a fost cutremurul, tu-ți închipui cu ce putere și cu ce frică. Dragă, oamenii au dezbătut perechea. Ea în 90 era anul 4, eu în 2006 eram anul 4. Da. Da, arată frumos, mă, tânăr. Arăt bine, nici da? Nu-i dai. Nici nu-i dai. Mm-hmm. Eu mă gândeam după interviu la o cafea. Și cu tine. Mai vrei jene? De aici să ies de-am 4. 2 plus 2 fac 4. Ai, Doamne. Și e că așa, eu de asta am vrut să amintesc că tot eram subsol și noi am dezbătut poarta ușă și apoi ați dezbătut. Noi, atât de frică, adică toți studenții. Dar, știi cum este o vorbă la ruși? Băi, n-avă noi, dar pentru cineva mai răbnaia, știi? Da. Când ne-am întors înapoi, foarte mulți nu și-au găsit portofelul. Da, pe logic, cineva a lucrat. Da, cineva, tu-ți dai seama, toți au zbugit, tot ai cineva a pus. Păi să anii 90, da. Exact. Da. Dar când ai aici? 3. Ia uite, asta e faină. Da, 3 ani. 3 ani, mă. 3 ani, culturologia, 3 ani. Uh-huh. Băi, eu nu mai avem chef de învățat, pe bune, să vă spun, dar pe urmă am avut o poftă foarte mare, pentru că am avut o pauză lungă după ce am absolvit și n-am învățat nicăieri. Adică am trăit la Moscova, am lucrat. Dar tu ai învățat ceva util în aceștia 3 ani aici? Da, bineînțeles. Ce? Da.
Tot ce e legat, tot ce e legat de actorie. Da. Când noi am făcut doar actorie, cum se numea, actorie de amator. Da. Teatru și nu știu ce de amatori, așa se numea, nu mai țin minte. Aha, tu aici, aici ai avut primele cumva, cunoștințe. Dar noi, nu știu dacă sunt primele cunoștințe, la noi erau niște exerciții, cred eu. Că noi, eu oricum din mic și la școală, Leova, eu tot timpul jucam babi, eram ăsta care cu fuste. Eu când eram mai mic, cântam la acordeon, da? Și noi îmblam cu colendatul, eram baba aia în fustă, cu șalincă de asta. Da, dar e fain, uite, eu așa ceva n-am învățat, fiindcă, dar specialitatea asta presupune și plus un pic de plus la toate, ce ține de drepturi, ce ține cum să organizezi un concert, cum să organizezi un spectacol, cum să wow. Și toate chestiile astea. Ma, poate atunci e bine, da, e minunat. Da, da, multe, multe. Iată de unde, până unde ai ajuns tu la teatru. Plus la toate ne-a apărut și o etică cumva, eu am început să prind gustul ăsta a limbii române în general. Ai avut profesori buni care... Da, am profesori care m-au inspirat foarte mult. Dar până atunci nu vrea? Până atunci, vorbind de neagă, da, dar neagă e... Nu, neagă e muzică. Este muzică, da, și eu tot timpul... Curată, eu, oricum am plecat din clasa 9 la neagă. Uh-huh. Măi, nu știu, a fost o transformare foarte mare, pentru că la Leova am fost... Eu umblam chel, eu... Era perioada aia care nici nu vreau să o specific, adică să vorbesc despre ea. Să o ștergem în general în anii 90, toți știm foarte bine ce a fost în anii 90. Aici când am venit, e chestia că am întâlnit băieței cu plete, cei ce mi se pare strană. Cum e el băiat cu păre? Fietele poartă. Nu l-ai bătut! Păi aia era, că trebuie să-l bat. Trebuie să-l bat, parcă suntem datorie. Trebuie să-l bat cu unul care are plete, nu trebuie să ai plete. Cercei în cercei, barbă. Și acum eu am cercei, dar unul s-apropie de tine. S-apropie, dar eu am răspuns, să știm cum să răspund. Da. Știi, tâlneașca aia, dacă știi, da? Da, sorry. Da. Adică aia, vărgată așa, da? Mari de marinar. Despre asta știam cum să răspund. Câte culori are, pot să vă dau vouă. Ea are două culori. Câte linii are, două linii. Neagră și teomnă e svetlă în rusă, da? Adică întunecată și deschisă. Dar trebuie să mai știți una, mai este încă o culoare, murdară de sânge. Asta la Leova. Da, acolo. Și el știam toate astea. Dacă nu... așa vine. Nu, așa nu. Nu vinem noi nici cum, noi vinem așa, frumos. Mm. Îți aminte când venisem căpșon la primul concert aici, era cândva clubul la Victor, acolo s-a adunat tot popul și tot răpul. Și noi venisem niște țărănii așa de la Leova, cu pantaloni pur și simplu mai mari de măsură, nu că ei largi la felul lor trubi sau ceva. Nu știu, mai mari și aici adunat așa, acordeonul, știi, folie. Și noi vineam așa, pac, pac, pac. Acolo băieței cu mânișile lungi de sub mâini că apărea așa o bere. Aici turagul, chipiu. Era un obraz, cum am zis noi. Da, știu, așa erau de ăștia. Știi că era mărsul ăsta. Și noi niște țărănești. Când ne-am întâlnit cu ei, eu noroc. Că așa băieții dau noroc. Pac, 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 pac. Că zic, ou. A doua ales că n-am ținut-o minte, dar i-am dat voie la mână să bălăhănească. Așa să o iei el cum vrei. Și simt că eram șocat, că am avut un coleg. El, când el a venit și când a văzut tata, s-a proiect, mi-a zis, bă, nu vreau să cântăm aici. Zic, dar care-i treaba? Zic, bă, nu poate, uite ce ești, uite câte lumini, uite. Dar noi când intrai în club, era lumini, știi? Adică erau podeaua care luminată, cu lumini, știi? Ne duceau așa, știi? Și noi așa, călcam și o zic, la stângă, unde la stângă că e întâlnir, mergi. Pac, 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 ne-am așezat și era, perioada aia era un rapper foarte renumit la noi, Bro, el era de culoare. Și noi ne-am așezat și până ochii ăștia s-au adaptat cu întunericul. Ne uităm acolo și acolo era el, negru. Și eu zic, uite la el. Și, bro, mamă, și el tot era îmbrăcat frumos, da, știi, și avea fete, dar fete hip-hop. De ale care la noi, la Leova, nu înțelegeau hip-hop, nu aveau topurile alea. Da. Nu aveau atitudinea asta de devăci ca hip-hop, știi? Și noi tăi, mamă, și fete frumoase are și chestii. Și eu la Leova de astea nu. Băi, ba da. La noi fetele erau de astea foarte drăguțe, știi, da. Fete, mami, soții, chestii. Acolo era un alt gen de abordare, nu că nu erau fetele. Clar. Și eu când m-am dus spre scenă, nu mai țin minte care era scopul meu, mă duc spre scenă și bineînțeles că mă lovesc de unul, dar aia era ideea lui la care s-a lovit. El special s-a lovit de mine. Și mi-a spus, bă, mă, ăsta special s-a lovit de mine. Eu vorbeam cu ăsta care pur și simplu nu a vrut să nu așa, bă, ai grijă, știi? Dar ăsta spiciasă mea și eu mă întorc, am zis, stai alea, când stai la Chișinău. Și el face, pac, 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 se învârte, face broasca asta care de breakdance și se învârte în cap. Eu am numărat de 15 ori. Eu mă întors înapoi și am spus la cap și am, bă, unul, că așa, 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 și s-a învârtit de 15 ori în cap. Bă.
Și nu am cântat în seara aia. Ghinionul e când n-am cântat. Că, nu știu, Buiecte din prizionație. Nu ne-a ajuns asta, știi? Dar ideea e că noi nu am cântat, ni s-a spus, ni s-a spus că nu avem cronă. Și noi am zis că, a, e bine. Și lumea am dus și am întrebat, și asta cronă, băi, că nu-i cronă. Ei n-aveau cronă la microfon. Hai că-i bun. Știi, și zic, ok, bine, n-aveați cronă. Ne-am supărat, dar... Ați făcut o excursie? Era. La Victor. Da, asta dacă să nu mint, asta cred că era 2001. Asta da. Era... Tu ne odion acolo în spate, da? Da, uh-huh. da. Numai că vezi că eu nu știam că acolo cu timpul a devenit de-a rapilor și a... Ei erau, cred că, eu nu pot să... Până la se făceau discoteci, noi acolo filmam desul și chiar și cântam. Nu, acolo, nu știi cum era? Era în anii 90. Tusele astea de rap se organizau ziua, cred că era pe la ora 3. De aia tu intrai de la lumina zilei, intrai în întuneric ăla și erai așa un boboc plouat, știi? Clar. Dar era oricum făinuț. Da, spune-mi, te rog, uite, tu ai lucrat în proiectul ăsta cu Calancea, tu continui să lucrezi, continui, da? Da. Iată, chiar am vrut să te întreb, dar tu ai răbdarea asta să lucrezi într-un proiect, fiindcă eu te văd un artist așa, adinocica, știi cum, nu știu cum să-i spun. Da, fiindcă totuși când e vorba de un colectiv, de un proiect, acolo e disciplină, acolo e totuși să niște... Dictatura acolo. Da, fiindcă altfel nu poți. Da, dar cum altfel să ții, să menții un colectiv? Da, nu poți. Da. Eu nu te văd omul ăsta care să fie așa foarte... Măcar păi că da, ziceam eu că ești capricorn, ești disciplinat. Păi da, dar când eu sunt dictatorul, atunci da. Adică tu vrei și șef pe... Da. Am înțeles, ca să nu zic mai departe. Și de aia că eu știu că eu tot am să pot face doar când eu am să fiu șef, de aia eu n-am band. Aha. Pentru că eu... dacă mi-adun un bani, eu nu pot lucra cu oamenii care nu iubesc, dar dacă eu iubesc, eu n-as pot să-i supăr. Dar eu aș fi nevoit să fiu mai dur, s-au mai întâmplat cazuri. Și atunci eu îmi pierd prietenii. Clar. Atunci, deci proiectul, urmează să faci un proiect solo a tău, da? Unde tu ești pe cont propriu, hai zicem așa. Da. Și asta îți convine mai tare? Foarte mult. Fac tot singur, el nu contează cât când o să iasă, mă ajută Dumnezeu să nu mor de foame. Faci muzică și text? Da. Aranjamentele? Da. Cu cine? Tot tu? Da. Da, dar tu ești muzicant, da. Da, de ce să nu pot? Da. Atunci, da. Bine, hai atunci să vorbim despre perioada românească, da? Tu, aici, fiind pe val, dar tu erai pe val. Da, și erai foarte, foarte. Și când colbac, tu pleci în România și asta erai firesc. Da, dar cum să nu? Dacă aici e gata, pentru tine aici era strâmt. Strâmtina, tu trebuie încolo să pleci și sigur. Mult. Ai plecat în România, dar eu nu pot să zic că acolo a fost fulminant. De ce? Nu a fost. Ce s-a întâmplat? Pentru că n-am încheiat contract cu Global, n-am încheiat contract cu alte case. Dar care... de ce n-ai încheiat contract? N-am vrut. Nu ți-au plăcut condițiile? Nu, că condițiile erau superbe și sunt superbe condițiile. Eu am direa contractului. Ba da, puteai să le... Nu-i vorba în asta. Dar de ce n-ai vrut? Pentru că eu nu cred că într-o casă de producții poate să fie doi artiști sau trei. Gus, uite, hai, tu ai văzut. Problema Moldovei e faptul că noi poate că nu avem, iată, o casă de producții care într-un fel, iată, să aibă grijă de artiști. Acum, de ce nu se pleacă încolo? Fiindcă asta de fapt e cheia succesului și probabil de a izbuti cumva în România, tu trebuie să te... Of, stii că atașez cumva stii... Stii în doi. Dar nu stii în doi, de ce? Să fii a unii case de discuri, dacă tu vrei... Tu înțelegi, casa de discuri îți dictează în mare parte tot. Da, dar ei și Nicoleta îți rezolvă... Spus asta. Da, dar ei și îți rezolvă multe lucruri. Ce îți rezolvă? Păi care? Uite, au studiouri, mai departe la posturi de radio, filmează videoclipuri, chestii nevoie, adică și... Da, și într-un final unde mă duc? Păi așa devii popular și pe urmă poate și popular peste câți ani devii? 5 ani? Și după aia ce faci? După aia îți dai seama, tu ești popular sus, pentru că eu am investit foarte mult în tine și te-au făcut artist mare. Tu rupi, tu ești în primul loc. Așa. Și peste 5 ani n-au nevoie de tine, pentru că tu deja gata. Și? Și te dau la o parte. Ei, și, dar tu în perioada asta tu ți-ai atins scopul, lumea te cunoaște foarte bine, tu deja poți și singur pe cont propriu. Lumea obosește de tine ora. Păi dacă faci altceva, nu mai obosești. Ba, da. Tu crezi că tu ești sac fără fund? Tu poți să scrii după asta? Tu le dai tot, îți scurg din tine tot. Tu crezi că după asta tu ai să mai scrii ceva? Tu crezi că ai să fii interesant?
Bine, de ce o fac atunci cei care semnează? Păi eu fac de taxi, eu sunt eu. Eu toată viața vreau să cânt. Cântecele pe care le-am scris și de copil. Gata, am înțeles. Înțeles? Da. Dar dacă închei proiectul, tu devii un proiect bun care a fost și care e segmentat într-o anumită perioadă de timp. Am înțeles. Dar tu crezi că un artist poate să... cânte toată viața? Toată viața și să se mențină toată da, viața. Da, sunt așa artiști. Să se mențină. Sunt așa artiști doar. Par exemplu. Par exemplu și tu știi. Același Lucio Dalo a fost de genul ăsta artist. De-i noștri. Da, ora, la noi e greu. Tu ești artistul ăsta. Toată viața cânti. Da, dar la mine acum e jele. Și jele, că tu nu vrei. Deși tu te-ai apucat să faci emisiuni. Și cu tine. Mie și asta îmi place, asta e plăcere. Păi lasă asta, că asta tot e artistism. Da, eu vreau, expresie. Eu vreau, dar... De ce nu vrei, nu faci? Ce te deranjează pe tine? De ce nu fac? Nu scrie geta. Că te uiți, că nu scrie geta. Știi, știi, da, păi da, știi de ce? Știi probabil de ce, pentru că eu uit la asta. Dar de ce? Nu. Nu, nu de tine uit la asta. Da. Eu zic, publicitatea aia care te-ai filmat. A, de asta tu probabil ea? Nu vrei. Eu uit la ea. Și tu te uiți la ea și nu vrei. Nu. Ba da. Ba nu. Ba da. Ba eu am observat că gata, nu tu mai este... Tu n-ai despre ce cânta? Am. Păi de ce nu, dar nu găsesc mie, dragă? Nu găsesc piesa. Da, ai căutat? Apropo, e problemă. Dar cum? Unde ai căutat? Am dat zvon în țară. Ai dat zvon? Te băt clopotele și așteptai să-ți vină, ții muntele la tine. Știi, uite, eu mă întorc la discuția noastră la început. Probabil eu sunt în perioada, și nu în perioada, dar și la vârsta când eu am fricile astea. Fiindcă eu am Pugăciuva făcut... Pugăciuva toată viața. Corect, eu nu sunt Pugăciuva. Deci ea, ea retupiu mai mult. Ei, nu. Mie și ea retupiu. Câți artiști au fost pe lângă Pugăciuva? Bun. Da. Pe care tot ea i-a necat. A, și tu și propui să-i nec. Eu propun să ai curaj. Nu fii rău așa azi. Dar iau la ea, las-o pe dinsa, că la ea se uită alții. Tu nu vrei să uite ăia care se uită la ea, la tine. Tu vrei să te asculti pe tine ăia care se uită la ea? Care nici n-aud și cântă ea. Ai, domne, domne. Tine, lumea vrea să te asculte. Lumea vrea să plângă, lumea vrea să râdă, lumea vrea da, tu să fii prezentă la cele mai frumoase momente din viața eu, lor. Și eu vreau. Păi tu te femeie dragă, terminați-vă cu asta. Dar cum să mă duc să zic, păi luați-mă, băi, eu, și cam balet, văzmite-mi ea, pajalți. Eu în viața mea am făcut să crii. Da. Nu-s comode. Gus. La, eu, pe bune, eu am problemă, eu nu mă găsesc repertoriu acum. Care, dar care, nu-l căuta. Dar nici nu-i vorba că să-l caut. Scrie-l. Eu un pic m-am dezamăgit. Păi asta e problema. M-am dezamăgit din cauza că relativ nu de mult am făcut niște piese, o trilogie foarte bune, dar care... Nu au mers. Nu, au mers așa... Îți spun de ceaua. Pentru că tu te-ai așezat foarte confortabil acolo unde erai, dar lumea evoluează. Se schimbă sunetele. A schimbat? Păi n-ai spun. Schimbat. Ei, cum nu? Tu ai auzit trilogia asta? N-ai... Ia-ți cum te-ai... De data ești smata așa. Eu cum nu? Dacă zic eu că nu, apă nu. Păi nu, dar tu vorbești nefiind informat în cauză. Exact. Uite-te piesele de mai demult și uite-te Aura, ultima trilogie. La noi trilogie. În țară nimeni nu orchestrează modern. A, nu, tu vrei chiar așa? Nu. Păi, dar pe jilață ea calibrează. Tu doar nu porți pantaloni din secolul trecut. Nu. Da? Dar eu nici n-am făcut ultimele mașina piese care am din venit noi, trecut. Ascultă-mă bine. Mașina care am venit noi, cam aici suntem aproape în 2023, cam poartă mașinile astea, da? Aici tu te uiți modern. E de mult la mine. Păi nu contează, stai femeie, lasă, nu știi lumea chiar tot. Dar ideea e unii îți spun ții. Tu crești, tu evoluezi, tu devii ca mamă, tu le cumperi haine la copiii tăi, tu te afli în cameră cu copiii tăi, le auzi muzica lor, da. Tu te uiți la filmele astea noi care apar azi, la Avatar te duci și te uiți că el e fain, dar nu faci Avatar tu. Pentru că ți-i comod. Pentru că vrei, nu vrei, tu ai auzit fraza asta tare des. Toată viața învățăm, Aura. Toată viața. Corect. Și dacă tu crezi că deja ești artist, șterge asta, Iana, și învață-te să devii artist, Aura. Și să cânți. Eu cânt. Dar uite, Știu eu. Da, Gus, nu, eu am știi de ce n-am scos de mult, de mult timp cântice? Ce? Pentru că eu vreau să mă învăț, pentru că eu sunt moșneac de Amaur. Da. Eu fac piesă cu sunete vechi, vin băieții la mine și zic, băi, vechi, sună 2010. Zic, ok, cum trebuie să sune? Nu știu, mai ascult muzică. Și eu și ascult muzică. Crezi că eu tot ce ascult, eu vreau să ascult?
Corect. Eu mi-aduc urechea. Eu oricum vreau, eu oricum încerc să fac ceva mai nou decât ceea ce am făcut. Nu, nu altceva așa trebuie să gândești. Nu, acum și am să spun despre ce este vorba. Eu nu vreau să par, cum să zic... Să râdă lumea de tine la baba asta, dansează în fost înțeles, scurtă? Da. Eu nu că dar baba tu n-ai asta, să faci asta. Dar mie mi se pare că... Dar nici cele care le-am făcut cândva. Tu n-ai să poți dar să nici faci nu asta. Pot eu să cânt acum muzica de azi. Dar tu nici nu ai să faci asta. Păi... Fii sinceră cu tine. Cântă cam cum vrei tu, doar că nu uita cămașa asta e veche și atât. Ia-ți o cămașă mai nouă. Asta așa am făcut. E că tu precis n-ai auzit trilogia mea. Tu n-ai auzit trilogia. N-am auzit-o, sorry. Apoi, ia-că așa. Asta ascult când mă duc acasă. Dar ideea e că mai cumpără, mai fă. Mai fă. Apoi, ia că eu vreau. Îți lămuresc. Dar cei care vând, nici de cum încă nu produc. Încă o problemă mai este la oameni. Încă o problemă. Oamenii s-au obișnuit cu un fel de aură. Da. Și hop, am o aură, are alt cămaș. Ei, hai. Dar tu zici, dai de-o, da. Eu așa, mai am încă una. Și mai dă-le, mai dă-le, zici, oamenii de-am zis, ei, hai. Și te uită, ei te țin minte și lor le-i greu să te vadă altfel. Înțelegi? Înțeleg. Și pe noi când te văd altfel, îi zic, nu-i la asta. Dar tu tot insiști să fii altfel. Nici ce vină port eu cu voi, nu vreți să vă schimbați. Și tot te schimbi și la un moment dat îi stau și zic, bă, dar asta nu chiar așa de proastă. Și încep să revină înapoi la tine și încep să te iubească de... Trebuie să ai coloana asta vertebrală a ta. Eu sunt așa. E, tine oricum o să te iubească ficta. Da. Tine oricum o să te iubească mama, neamul, tot. Nu o să schimbe asta. Prietenii tăi oricum, geta oricum o să te iubească. Bus, nu se schimbă asta. Pe mine lumea chiar mă iubește. Ești numai că de-amă nu știu cum s-o împăca cu gândul, știi? Nu trebuie să împace nimeni cu gândul. Nu le mai faci la oameni. Lasă-i. Ok. Da? Da. Promiți? Promit. Hai, domnul Șiș. Hai, dar și tu ești să am căutare. Eu mă chinu și nu mi-e. Dar eu tot mă chinu. Și crezi că din eu știu tot asta? Eu singur umblă că mi-e vechi. Asta vă zic, dai sfaturi, știi? Râde hârdi, eu am spartă. Ei, lasă, glumi. Da, și vezi, dar eu pe urmă stai să mă gândesc să zile și nopți. Dar cum? Tu entuziasmat un pic? Dar cum? Să mă entuziasmești și tu pe mine. Hai, noi ne-o înțeleg unii pe alții. Unul de altul ne-o înțeleg și face ceva neșe. Ia ca precis, uite, de când? Ia ca precis, ia ca cu tine noi să facem un duet. Și spuneți? Au rășcuți? Mâine. Mâine. Când de mâine. Dar și cântăm mănânc despre buburos, te rog. Hai despre altă să jubi. Dar uite, tu spui de buburuză. Tu zici că eu n-am ascultat trilogia ta. Dar tu n-ai ascultat buburuză, dar n-ai înțeles. Asta e, în general, cântic erotic. Buburuză, roză. Pictată pe bluză, da? Sau pe ce? Pe buză? Pe bluză. Dar mie îmi place tu. Bye, bye, da? Și da, să pornești. O fustă roz. Roz. Da, da, da. Dar mie îmi place. Fundiță. Da. Nu vezi pe țoapa asta. Și în text, care e ideea? De, nu m-am gândit că e piesă pentru copii. Ea nu e piesă pentru copii, e logic. Evident, da. Da, da. Eu mai am o piesă care nu e pentru copii, dar copiii poate să o asculte. Se numește Motanaș cu două gheme. Motanaș cu două gheme, sare în gropiță, nu se teme. Bun, hai atunci, înainte de a trece la a doua rubrică, o ultimă întrebare. Iată, la ce visează... Două rubrică e blitz? La ce visează Gus? Ia ca la ce visezi tu, acum, în perioada asta? Vrei așa un refresh, un restart, da? Așa de complicată întrebarea asta. La multe visezi. Nu visezi la nimic, de mult, da. Nu. Adică eu am niște scopuri care vreau să le dobândesc, dar la ce... Măi, eu atât de mult cred totuși în fraza asta că dacă vrei să-L faci pe Dumnezeu să râdă, spune ce planuri ai. Mai bine nu le spui. Nu că nu le spun, mai bine nu le am. Mai bine, de atât noi suntem atât de triști și supărați. Și mai, eu tare mult mă tem ca la bătrâneță să nu fiu supărat. Ca să nu fiu supărat la bătrâneță, nu pun eu scopurile. Eu pur și simplu mai bine mă învăț să trăiesc cu tot ce mi se întâmplă. Să accept asta și să mă bucur din asta. Înțelegi cum? Pentru că dacă eu îmi pun niște scopuri și nu ajung la ele la bătrâneță, eu o să fiu trist. Dar e foarte important cum mori. Da. Cu ce stare mori. Pentru că starea asta e să blochează și tu rămâi cu ea. Asta se numește iad și rai. Tu dacă ești om bun și nu-ți superi pe nimeni, nu-i faci nimănui rău, nu ai frici, nu ai chestii de astea, of, nu trebuie să-i spun omul ăla și cred el despre mine. Și tu adormi în visul ăsta veșnic cu chestia asta, of, Doamne, dar la cealaltă mi-am dat datorie, dar pe cealaltă l-am trimis. Dar asta n-am reușit să fac. Mai bine, tot e fain și tu te duci uite așa. Nirvana. Mi se pare că asta e rai și iad. Eu nu mai cred un rai și iadul ăsta care îl scriu. L-au scris cândva oamenii pentru că omenirea era proastă și cumva trebuie la prost să-i lămurești. Bă, nu știu cum să-l lămuresc. Asti arde, băi, în cazanii. Știi? A, da, da. O, ai înțeles? Da, așa scriu.
Știi? Eu sunt de acord. Apropo, chestia asta foarte, foarte mult de zi. Îți dai seama că raiul e undeva unii iarbai verde, unii florișele și banane și palmieri. Dar și facem cu iarna. Iarna tot e frumoasă. Zbor în geraș. Nu, că era unul. Mie pare că fiecare și-l imaginează. Un moș și o babă au murit într-a șeiași zi. Ajung în rai. Bă, un rai. Imaginați-vă fiecare după prostia lui. Da. Ție aia un rai. Și moș neagă la un moment dat. Când îi dă o palmă după cap la babă. Și mai și puțin. Mă, de mult era să fiu aici, a dat-o. Nu, ce ai cu mușețel, ce ai cu mușețel, ce ai cu mușețel. De mult eram aici, Ian. O, Doamne. Da, e ceva de genul. Mă știa că zic, 20 de ani am băut ceai cu mușețel și am pierdut tot asta. Ca prost, nu știi? Bun, Gus. Mai scurt, da, o singură întrebare. Tu unde ești acum? București sau Chișinău? Mie îmi place să spun că eu trăiesc într-o țară pur și simplu mai mare. Chișinău, București, Trenuțul? Da, da, Advahovi. Dar ideea, cu zdupi, da? Da. Ideea e că mie mi se pare că eu am rezolvat problema pe care strădui să o rezolve toți politicienii. Da. Da. Datorită faptului că nouă ni s-a dat posibilitatea să ne redobândim cetățenia. Adică trăiești două case, cum ar fi, da? Nu, eu n-am casă aici. Ba, am, dar na. Aha. Casa e acolo, eu consider. Totuși la București. Da. Am înțeles. Păi, casa mea. Asta e a părinților. Asta e. Deci familia ta, copiii și soția? Copiii mei sunt acolo. Am înțeles. Am us aici. Aha. Eu am adus la țară, la bunici. Minunat. Adică în Chișinău. Foarte bine. În mare parte este la Chișinău. M-ai prins-o? Am prins. Ok. Ideea e că stau acolo, momentan. Dar unde o să fiu? Mâine, nu știu. Aha. Că aia, iarăși, eu fiind student, mare parte a vieții mele fiind student, eu m-am obișnuit cu ideea că tu te muți din când în când, da, la o gazdă la alta. Apropo, tu ai fost și în Moscova și acolo tu tot ai încercat să cânti, îmi pare că, da? Da. Ți-a nu-ți proiect. Pare rău? Tu, totuși, Rusia e o țară, mare, da. Da. Dar nu, și acolo dacă că ieși, apoi... Nu, pentru că drumul pe care eu m-am pornit în Rusia să devin star, da, a fost un drum care nu așa am vrut. Măi, eu am refuzat în România proiecte, dar Moscova e mult mai murdară. Bine, dar acolo tu făceai rap, un fel de Black Star de ăsta, da? Se vroia. Eu am fost și la Black Star. Ai fost, aha. Da. Eu am fost și era în perioada așa când a intrat Clava Coca și cu Esetăți. Am fost cu deși. Și era foarte murdar și istoria mai complicată la mine acolo. Și eu am văzut toată showbiz-ul ăsta, cred că ați folosesc cuvântul, răpănos, cumva. De ce? La nivel de curvărie, la nivel de fățărnicii, la nivel de... Și ce este diferența între showbiz-ul rusesc și românesc, de exemplu? Da, foarte mare. Da? Da, serios? Foarte mare. Da. În Rusia este ilegat cu banditismul showbiz-ul. La noi nu. La noi e european. Aha. Acolo e banditism. Bine, dar tu ai fost asta în anii 90. Nu, ai, da, hai. Nu, eu am fost în 2008. 2008? Da. 2008-2009. Când era Domnva, am fost pe la Domnva, pe acolo. Da, 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 da. Și acolo sunt chiar bandiți care susțin showbiz-ul. Și cam am spăriat și se ascund. S-a făcut frică, așa? Păi nu că mi s-a făcut frică. Mi era deja. Nu s-a făcut abia. Ok. Era complicat. Bun, Gos. Hai să trecem la a doua rubrică. Noi avem blitz, de aia vezi, tu știi, tu ești bravo, tu, iacă la capitolul ăsta îți spun nota 10, ești cel mai pregătit invitat care a fost de până acum. Dar nu m-am pregătit, voi da, sunteți de vină că eu știu de voi. E drept, dar nu am jumate de am și timpul, nu? Ai văzut? Am văzut. De aia te prins la curaj. Așa. Uite la aia, de amunt m-a interesat la aia. Nu m-a mai interesat deloc. Dar, înainte de a trece la blitz, da, publicitatea încă unui partener al nostru, Storax, tu, văd că tu știi, sau știi, da, malădeț, producător de fațade, da, și limite de decor pentru fațade. Deci asta în mare parte și iată ei îți oferă ție, uite așa, un voucher cu 20%, da, anume pentru aceste elemente de decor fațade. Ai să-i duci... Am văzut asta la capșon în mașină. Da. Știam că ai să-mi dai. Știi, ești, și scrii Guza, anume cum scriu eu, da, cu gâdii ăsta. Da. Asta, a, da? Da, da. Aha. E personalizat, și asta am așa. Eu nu știu la ce o să-ți prindă el ție, dar cel puțin tu o să poți face un cadou minunat cuiva. Cine are casă? Pot, așa? La curte, da, 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 de ce? Eu mă gândeam că numai decât trebuie să fii buletinul meu. Nu. Ok. Înțelegi? Da. Ochilor le place să vadă frumosul în fiecare detaliu. Asta inspiră și te face să fii mai fericit.
Storax, producătorul autohton de profile decorative, transformă orice casă obișnuită în una cu adevărat remarcabilă. Echipa Storax vine mereu cu idei originale și concepte unice, care transformă obișnuitul în extraordinar. Și indiferent de bugetul de care dispuneți, Storax vă promite elemente decorative pentru fațade perfecte și durabile. Stilizate după conceptul de design al fațadei, extrem de rezistente, mult reduse în greutate și foarte ușor de montat, creațiile Storax sunt exact ce trebuie pentru un efect wow al casei tale. Pentru a profita de serviciile echipei Storax, îi puteți apela la numărul 0681 54 234. E frumos, frumos casa asta. E frumos. Da. Visez la casă? Știi, eu visez la pământ. Da. Mare, așa. Mult, dar nu casă pe el. De ce? Da, nu mi-e ideea că e pământul meu. Vrei să fii moșier? Da. Serios? Da. Și să faci cu pământul ăla? Primul rând, primul lucru care o să-l fac, o să cumpăr topogane de astea gonflabile. Aha. Și o să-mi arunc copchii acolo și zic, e vostru. Dar cel mai mare îl cumpăr. Bazin. Deci nu e vorba de agricultură, e vorba de... Nu, agricultură, probabil una mică așa ca... Eu am crescut la balcon roșii, îți dai seama că o să fac o grădină mică. Dar ideea că doar pentru alergat, pentru să chem prietenii, să facem... Dar să chem corturi, mulți. Ai venit la mine, stăm aici, eu vreau pământul ăsta undeva în munți, undeva unii frumos, unii fain. Aha. Să ne temem de urși. S-a spun gardă asta. Poate să-ți faci o pensiune. Poate îmi fac, dar o fac eu. Da. Cumpăr eu buștieni, clădesc, mă chinu, cum mă uit pe YouTube la chestii de astea. Eu am să vin. O, Doamne, până să termin eu. Deci trebuie să cumpăr pământul ăsta, pământul ăsta. Eu încă am de gând să mai trăiesc. Eu nu asta am făcut. Nu asta a fost ideea. Eu mă tem eu să nu trăiesc. Of, Doamne. Bun. Blitz. Blitz, nu-mi plac blitzurile, da. Da, nu. Mie nu-mi place când totul e repede. Nu, da, păi blițul e un pic mai repejor. Deci întrebări pe scurt, întrebări și răspunsuri pe scurt. Da. Sau mă poți să dezvolți tema, de ce nu? Când ai simțit că ești faimos? Dacă ai simțit. Am simțit și o dezvolt. Da. Am simțit, nu țin minte în ce an, când eram noi cu Mara Stricat și abia apărut să bărbații după Beții și noi veneam cu... Sense Music organiza concerte atunci prin țară și noi veneam din concert, era o zi ploioasă și era în Piața Mare Adunării Naționale, era un concert, nu-ți minte, că e ziua vinului, că ceva. Și pe noi ne-a adus și domnul Andrei Porubin era prezentator. Și nu ni s-a dat microfoane, un microfon toate mute, care nu puteai vorbi în el, era fonogramă în piață pe timpuri, dar la mine îți putea de vorbit, puteai spui bună ziua. Sau încă ceva în piesă. Da. Și domnul Porubin prezintă și acum Moara Stricată și dar eu am trasaj stric gen hey, bună seara Chișinău, pa, 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 fraza aia de care tot timpul spunea toată lumea și aerul ăsta tras în piept și noi ieșim și toată lumea și și eu și ăsta a născut dublu și eu pe primul plan voi și atunci am simțit că noi suntem faimoși, dar lumea nu știa că noi suntem moldoveni, lumea credea că suntem români. Da, cât de asta au strigat. Că dacă știu că suntem a lor, clar. Bun, următoarea întrebare. Ce lecție ai luat de la tata? Una care te ghidează prin viață. Nu refuza oamenii care vine au probleme, probabil, da. O zic, dacă te roagă cineva ceva, măcar fă-te că o faci. Că nu e frumos să nu o faci. Dacă tu chiar știi că te roagă cineva, du-te până la magazin și cumpără ceva și tu știi că magazinul e închis, da, du-te până la magazin totuși. Chiar și așa? Da. Întoarce-te înapoi, convinge-te că el chiar e închis, întoarce-te și spune, bă, închis magazinul. Că dacă cumva se întâmplă, că tu știi că el e închis, dar el e deschis, oamenii n-a să înțeleagă că tu știi ei. Oamenii să creadă că tu ești un porc. Serios, iată, pentru el conta treaba da. Asta, da? Și încă o chestie, eu spus că înainte de a te supăra pe cineva, analizează de ce el a făcut asta. De ce el s-a comportat așa. Poate el a avut o necesitate să comportă așa. Poate nu a fost ziua aia în care el se simțea foarte bine. Sau poate tu l-ai supărat. Auzi, tata tău trebuie probabil să fii un psiholog bun. Vezi el trebuia să scrie o carte, dar el nu a reușit. Da, apropo, tot în interviul ăsta cu Titania, pe mine m-a surprins, iată, mărturisirile tale, da? Că tu aveai așa previziuni într-un fel, că tata, că tata da, presimțire. Presimțire și chiar atunci când a murit, tu ai simțit momentul ăsta, nefiind în da, am văzut luna. Da.
M-am uitat la lună și m-am uitat și m-am uitat încă o dată, da. Zic, nu. Și m-am uitat la ceasul. Verișorul tău te-a întâlnit la vamă, da. Și tu pe el ai întrebat. Da, și tu i-ai spus. Tata a murit, așa? Verișorul mai mic. Da. Care e numele lui numit. Tata meu e Pavel și verișorul Pavel Guzu și verișorul meu e Pavel Guzu. Tu aveai probabil o legătură, legătură cu tata? Da, cu tata? Da, eu cred că părinții, noi aveam legătură cu părinții și invers, asta da. Dar tu cum crezi? Tu ai așa aptitudine? Da. Serios? Da, da, știu, dar nu e bine să te lauzi cu ele, dar știu că le am. Adică tu poți... Eu dacă vreau ceva, se întâmplă. Hai eu să spun și vreau eu. Păi da, eu vreau eu. Important să vreau eu, nu tu. Păi să vrei și tu. Să vreau și eu? Dar cum ai să accepti asta, să am și eu și vrei tu? Mergi în București. Da. Dar poate eu vreau la București. Da. Nu. Nu, dar eu pot, nu. Ok. Hai zi. Nu, eu cred că fiecare om asta poate. Eu știu că, eu de fapt știu, normal că fiecare om poate să poată asta, da. Numai că noi nu știm, nu fiecare reușește. De-aia te întreb, tu asta cum faci? Nu. Ai tehnici? Ei, să le numești tehnici, cred că nu, tehnici prea pământesc. Nu, bine, tehnici. Dar cum tu la asta ai ajuns? Tu ai citit undeva? Dar nu știu cum am ajuns. Eu asta am observat la un moment dat. Și pe urmă mi-a spus soție. Zic, eu sunt șocată de tine tot timpul. Tu dintr-o nebunie îi spui o chestie și chestia asta se întâmplă anume așa. Păi deci ăsta și secretul, dintr-o nebunie să o spui. Păi vezi? Așa e? Începi de mult și tu să afli. Aha. Adică nu tare trebuie să te profundi. Dar ți-am spus uitat interviul ăsta azi. Uh-huh. Deci tu te gândești la aia, deci tu te gândești la ceva. Ești, rămâi nebună. Da. Și lucrurile se întâmplă. Clar. Așa, din toate piesele tale, care din ele ai vrea să rămână ca lecții pentru fetițele tale? Nu, eu cred că trebuie să o spun pe aia care am scris-o pentru ei. Tânăra mamă am scris-o. Așa. Dar tânăra mamă am scris-o pentru ele și pentru maică mea și inspirat din mai multe femei a vieții mele. Zboară liberă ca pasărea în vânt, aripile o desprinde la pământ. Adică femeile mele care sunt la moment femeie din viața mea. Dar tu ești înconjurat de multe femei. Tu vezi, eu sunt numai de femei înconjurat. Exact. Multe tu ești cu coșul casă. Da, eu sunt cu coșul casă. Aș vrea un cocoșel în gămintel, dar Cadea nu mai vrea. Ei, cum vrei Cadea? Ba da. Dar tu ai spus că tu ai... Păi da, da. Stai. Că chestia asta funcționează... În afară de gând, chestia tu asta mai ai și altceva. No, chestia asta funcționează atât timp cât nu-i afectează pe alți oameni. Ah, am înțeles. Da. Ok, bun. Și ultima întrebare. Ultima pe bune? Da. Asta a fost blitz? Da. Din 3 întrebări? 4. Mai născășește. Din 4. Mai născășește. Serios, mai este? Mai caută. Mamuș, dar tu din știi că mai este? Nu știu. Tu te-ai uitat? E că vezi, tu tot știi. Mamuș, nu uite. Întreabă-mă cu întrebările lui Cacșun. A, da, mai sunt. Eu nu știu de așa. O blitzul din 4 asta nu-i blitz. Da. Bun. Ce trebuie ție pentru fericire? Pace, în primul rând. Și sănătate. Ai resimțit? Te-ai speriat, da? Când a început de război? Da. Clar, eu nu știam unde să-mi ascund copiii. Voi erați deja acolo? Da. Și chiar și acolo ți era frică? Eu acolo am început să fumez, am ieșit afară și am început să vorbesc cu toți vecinii mei, dar ei și teme, tu dorești rus. Rus, a, ei, da. Ei consideră că dacă suntem de aici, păi da, suntem rus. Păi da, eu sunt rusul, da. Da, da, da. Nu, dar uite, lumea pe bune, lumea pe bune credea că ei vor ajunge departe. Vor ajunge. Hai să nu vorbim despre la asta. Berlin, da. Că nu se știe. Oh, oh, oh. Uf. Bun. Aici așa o întrebare, te-au schimbat banii. Dar eu, apropo, noi la capitolul ăsta cu tine n-am vorbit. Tu, ce ține de capitolul financiar, ție-ți ajunge? Periodic, da, periodic, nu. Adică tu n-ai un eu nu-s bogat. Venit stabil. N-am. Nu? Și tu, da. Și tu venitul tău e doar din muzică. Da. Uh-huh. Și atunci când sunt concerte mai multe, respectiv ai și venit, da? Oricum, cum se uită la asta soția ta? Nu știu, întrebați-o, dar se uită parcă. Eu îmi n-ai întrebări acasă de genul sau probleme? Noi nu avem mofturi mari, Aura. Sau sfadă, auzi, dar poate mai faci și altceva, poate mai aduci ceva, nu este genul ăsta. Cate a fost... prima care m-a întors înapoi în muzică. Eu la Moscova ți-am spus, mă transformam în cumătru sexual. Am înțeles. Deveneam businessman. Adică ea fiind un om de artă, muzicant, e foarte bine te-o înțeles. Fiindcă eu chiar, știi care e faza? Îți spun despre ce e vorba. Atunci când
O femeie e artist, înțelegi? Dar în spate este un bărbat care nu are treabă cu asta, dar cumva o minți. Asta cumva e da. Dar când un bărbat, mie întotdeauna vorbeam de bărbații interpreți în cazul meu, da, colegii mei de breaslă, eu întotdeauna ajem și mă gândeam cât, cum să zic... Răbdarea a femeilor? Nu, nu răbdare. Sau înțelegere? Nu, dar eu nu de soții vorbesc, eu anume de colegii mei vorbesc. Eu vorbesc că câtă responsabilitate au ei și cum ei sunt toată viața puși în priză, ei trebuie să-și întrețină familia. Asta e greu, da. Asta e foarte greu, fiindcă un interpret, un muzician, el n-are un job stabil, el da. N-are un salariu stabil, da. El nu știe ce-i mâini, îți dai da. Seama? Niciodată. Și iată, când a fost pandemia, eu mi-am dat seama cât e de greu să fii cap familie. Bine, în cazul meu, eu acum sunt cap familie și eu, dar în mare parte, bărbații sunt cap familie. Și atunci când tu ești un artist, da. Și când tu câțiva ani de zile tu nu poți să întreții familia da. Și tu ai văzut ce au făcut, foarte mulți au plecat și au început să lucreze pe la construcție și nu știu unde, un muzician care pentru dânsul degetele înseamnă tot. Păi da, tu știi ce înseamnă pentru un acordeonist, da. Un violist, un pianist, ce înseamnă degetele, înțelegi? Sau pentru un vocalist, la rece da, și da, la toate astea, da. Și eu chiar ședeam și mă gândeam, totuși mie mi se pare că e foarte greu un bărbat să fii capul familiei, om de artă și să fii și capul familiei. Trebuie să-ți asumi, iată așa. Dacă ai, pe lângă tine, ai oameni care te storc și te omoară și te extenuează, probabil, dar mie nu mă extenuează și... Pe asta am zis. Nouă nu-mi trebuie mult pentru fericire. Exact. Și norocul tău a fost că tu tot ai un om care e pe aceeași undă cu tine și e din domeniu. Și știi foarte bine cu ce se mănâncă tot treaba asta. Da, știi foarte bine. Ea are un album care trebuie să-l facem, dar eu tot n-l fac și ea vrea să-l facă anume eu. Și tot așa mai departe. Deci ai toată susținerea. Stai minunat. Dar pentru fetițele tale ți-ai dori așa viitor? Dacă numai ele vor. Așa e? Da. Nu contează. Eu nu contează ce o să fie. Important să fie el fericit. Nu-mi pasă deloc. Bune. Dar din cât din experiență și din cât își cunosc pe alți artiști, cam copiii nu o iau pe care asta. Motivul cum văd în interiorul și văd și afară cum pare și de fapt. Da, da. Și zic, ei nici artiștii nu îi abordează cumva, nu? Nu. Cum se uită ei la alți artiști? Nu. Și nu-și doresc categoric. Și nu vor să fie în vizor. Da. Vor să fie în umbră da. Și să-i lași în pace și fac da. Complet alte... Da. Alte joburi. Pentru că nu-s complexați ca părinților. Nu, lor nu mai este interesant. Nu-s frustrați. Ei au văzut nu-s bucătăria frustrați. Asta. Nu-s da. Frustrați aura. Probabil, dar totodată au văzut. Tu înțelegi când tu știi pe dinăuntru. Știi când tu vezi... exact ca bomboana. Tu vezi... Da, folia aia. Se numește aia, folia asta și tu spui, wow. Tu nu știi ce înăuntru, dar folia asta pe tine deja, gata, te mămânimești. Dacă după ce ai mâncat-o, după ce tu ai știut, pe tine nu te mai impresionează. Da. Înțelegi? Cu ce ai să o impresionezi? Nu, lasă că ai mâncat-o, e una, știi? Da. Dar cum s-o gătit asta? Asta îi văd. Îi văd cum s-o gătit asta. Da. Și deja poți să-i pui, nu știu ce, folie acolo, așa. Da. Ești deja bucătărie. Ok, și iată, acum e ultima întrebare. Ești omul care își face planuri de lungă durată sau ești omul momentului? Ei, nu știu dacă sunt omul momentului, oricum pe un segment anumit de timp, eu planific ceva, că nu poți fi omul momentului, nu poți, trebuie să fii nebun. Așa trăiești în adolescență, probabil, și tot. Dar pe o perioadă mai scurtă, da, îmi planific niște chestii, îmi pun niște scopuri. Dar nu... Nu eu văd viața cu totul altfel. Și n-ar fi corect eu să spun cum văd viața. Pentru că fiecare, că dacă o spun, apoi eu îți propun varianta. Bun, Gus. Mai scurt, după mine așa, tu ești tare filozof. Fai. Lasă că să mai bem noi. Dacă mai bem vă două pahari, stăm de vorbă pentru eu nu pot să stau un pic. Uh-huh. Și noroc că Dumnezeu a creat răsăritul. Că eu ca vampirul fug când văd răsăritul. Dacă nu există, dacă noi avem nopți și zile negre de sau cum da, să da, știi? Da, albe. Nu, albe da, dar eu zic negre, anume sunt întuneric. Păi eu cred că eu odată am stat 3 zile, n-am dormit și am vorbit numai. Asta a fost 31 decembrie, asta a fost 1 ianuarie, asta a fost 2 ianuarie. Pe canapea, la mine acasă, cu un prieten de-a meu, femeia lui și femeia mea, nu m-a ni schimbat acolo și... Când vorbea el, mă prindeam că eu adorm o lecție, mă trezeam și continuam discuția. Noi așa am stat 3 zile.
Eu pot vorbind. Spun că azi când te-am sunat la ora 2, tu abia te trezesi? Da, pentru că eu mă culc târziu. Da, pe asta am zis. Da, mă culc târziu. Ok. Bun, Gozi. Și dacă te-am dat tot știi, eu știu. Cu siguranță că știi că te duci acasă. Eu și la gust o știu. Fiindcă tu asta așa ai băut azi. Tot fetească albă brut, de da. La a priori partenerul nostru, un set romantic, uite cum se numește. Uite, asta împreună cu Ecaterina, te rog foarte mult. Da, Ecaterina de la un păhărel de asta. Apși. Dar dansează pe masă deja, da. Aici am pe un an de dansă. Uite, ăsta e cadou. Mulțumesc. Eu îți mulțumesc mult, foarte, foarte mult mi-a plăcut interviul nostru. Mersi. Și chiar a fost bun și aici în studio, că eu tare, în perioada de vară, tare am dorit să evadiez din studio. Să dar noi nu vara am filmat. Da când? Păi decembrie, mă, nu? Da, cum? Lumea chiar o să creadă. Nu, suntem chiar în plină vară. Lumea, contează. Apropo, nu te-am noi. Întrebat ce îți faci tu toată vara. Am concerte. Da? Da. Super. Cu lupii, singuri și tot așa mai departe. Bine îți dai sfaturi, știi, că n-ai de lucru, știi. Of, bun. Păi hai cu mine, vrei? Merg. Hai eu. Luați-mă la pătanțovcu. Și lui Poică? Da, am brac. Tu mai spun. Mulți oameni la vulpi decât la... Hai, eu și vulpea. Apropo, eu și idei bună. Dar tu ești și reată. Și hai că dar eu... Dar lupis. Și de interesant. Fă proiect, vulpea. Da. Și deja nu ai pretenții la aura. Aura e aura, vulpea e vulpea. Da. Interesant. Pui coadă. Și îmi pun coadă. Pui coadă. Roșcată. Roșcată. Dacă zici că părui roșcat. Știi o găină alături? Wow, cât idei. Gust, noi trebuie să ne mai întâlnim. Și fără emisiune. Bun. Atât au fost pentru cei care pe noi ne privesc. Eu sunt sigur că interviul o să vă placă precis, fiindcă mie deja... Eu am să mă deja... uit să vă răspund. Da. Lăsați comentarii. Lăsați, eu nu știu dacă tot ai văzut, eu de fiecare dată rog să las comentarii bune. Scriți și rele când le scoatem. Drept? Ia cât încă unul mălădeț. Eu așa și fac să dar știu. Vă spun de ce le scoatem. Pentru că, uite, dacă tu ești la mine în ospiție și toată lumea se destrează, la toți le-i vesel și numai unul spune că nu-mi place mie aici la voi. În cel mai bun caz, oamenii se roage să pleci. Da. Pentru că tu ne strici nouă aura. Nu ne stricați, vă rog, aura. Clopoței, nu stricați-o pe aura. Nu stricați-o pe aura. Clopoței, subscribe, comentarii, abonați-vă la pagina noastră de YouTube și de Facebook unica.media și sâmbătă viitoare vă dăm întâlnire cu un nou invitat, cine habar, nu știu, chiar că așa cum l-am prins pe gus, poate mai prind pe cineva. Pa, pa! O cauți în pulsația orașului, în ochi necunoscuți, în culorile vibrante ale istoriei. Deschizi ușile biserii, trecutului, prezentului și viitorului. Este cuceritoare și de o naturalețe irezistibilă. Fetească albă, descoperă inspirația autentică în nobilul spumant brut a priori white.